Bună ziua, stimată audiență, stimați membri ai comisiei de doctorat. Astăzi, pe data de 29 octombrie, ora 15:00, începem susținerea publică a tezii cu genericul validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional, care va fi prezentată de doctoranda Augustina Șima. Permiteți să deschid susținerea publică și să vă comunic componența comisiei de doctorat. Conform extrasul din procesul verbal numărul 1 din 28 septembrie 2022 a Consiliului Științific Universității de Stat din Moldova, în temeiul regulamentului instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat ciclu 2, aprobat de ședința Senatului din 2022, și conform regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat, adoptate de la ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 28.06.2022, se aprobă componența comisiei de doctorat în următoarea componență. Președintele comisiei, Zafir Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar. Domnul Smochescu Nicolae, doctor în drept, profesor universitar, conducător de doctorat, conducător științific de doctorat. Doamna Sârcu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, referent al comisiei de doctorat. Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Academie de Administrare Publică, referent al comisiei de doctorat. Cauia Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM, referent al comisiei de doctorat, Roșca Valentin, doctor în drept, Universitatea de Stat, secretar al comisiei de doctorat. Conform procedurii operaționale de susținerea publică a tezilor de doctor, trecem în revista actelor prezentate de către doctorantă și oferim cuvântul secretarului științific, domnul Valentin Roșca. Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc mult, stimați membri ai Comisiei Doctorat, stimați participanți. Într-adevăr, dosarul de atestare a susținerii publică a tezii de doctorat corespunde rigorilor înaintate de către regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat și, în concret, anume, întrunește condițiile indicate la punctele 10, 18, 28 și 49 și, anume, au fost prezentate următoarele documente sau acte. Și în nemijlocit teza de doctorat, extrasul din decizia Consiliului Științific al USM de aprobare a temei conducătorului științific și a membrilor comisiei de îndrumare, extrasul din decizia Consiliului Științific al USM de redactare a titlului tezic schimbare conducătorului științific și sau a membrilor comisiei de îndrumare, după caz, în cazul nostru, nu au intervenit astfel de modificări, a diferența privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezii, curriculum vita, dovezi privind participarea doctorandului la forul științifice, minimum 3 comunicări, dovezile au fost prezentate la dosarul doctorandei, procesul verbal al ședinței comisiei de îndrumare privind recomandarea tezii pentru examinarea în cadrul departamentului de profil, dispoziția directorului școlii doctorale și din științe juridice privind inițierea evaluării preliminare la departament din 15.09.2021, proces verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinarea în cadrul școlii doctorale, avizul departamentului de profil, tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor membrilor departamentului de profil, demersul conducătorului de doctorat prin componența comisiei de doctorat, acordul membrilor comisiei de doctorat, tabelul de competență, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, declarația semnată de candidat și de conducătorul de doctorat prin asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei, decizia Consiliului Științific al USM prin aprobarea componenței comisiei doctorat, referatele de analiză ale referenților prezentate cu 10 zile, minim 10 zile înainte de susținerea tezei, avizul rezumat la teză și, nemijlocit, certificatele care confirmă depunerea tezei și rezumatul la Biblioteca Națională a Moldovei și Biblioteca USM. Și, în ultimul rând, recepisă oficiu poștal care confirmă expedirea rezumatelor la instituții de profil. Toate actele sunt prezente. Vă mulțumim mult, domnul secretar. Este necesar de menționat că etapele de desfășurare a susținerii tezii sunt conforme procedurii operaționale de depunere și susținerea
tezelor de doctorat. Deci susținerea este înregistrată pentru cei care doresc pe viitor să vizioneze această susținere. Trecem la următoarea etapă și oferim cuvântul doctorandei ca să ne prezinte teza de doctorat, roada muncii de mai mulți ani. Te reamintim că aveți la dispoziție 20-30 de minute pentru a prezenta acelea rezultate științifice pe care le-ați descoperit. Mersi mult! Mulțumesc frumos, stimată doamna președintă de Comisie de Doctorat, stimați membri de Comisie de Doctorat, stimată audiență, bună ziua tuturor și vă mulțumesc că astăzi sunteți prezenți la exercițiul de apărare a demersului meu științific, care a început în anul 2016. În cele ce urmează, voi prezenta teza de doctor în drept, specialitatea drept internațional și european public, cu titlul Validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional, conducător științific implicat neobosit pe parcursul ultimilor 6 ani și, adevărul fiind spus, pe durata întregului meu parcurs academic la Facultatea de Drept Rusine, domnul Osmochescu Nicolae. În debut, aș vrea să mă refer la unele aspecte de ordin introductiv. Teza este alcătuită din introducere, 3 capitole, concluzii aferente fiecărui capitol, concluzii generale, mult sau puțin, dar 396 de titluri bibliografice, 4 anexe și în total 225 de pagini de text de bază. Printre cuvintele cheie cele mai des întâlnite în lucrare sunt tratat, Organizația Națiunilor Unite, Comisia de Drept Internațională, ONU, Curtea Internațională de Justiție, Consiliul de Securitate, ONU, etc. Scopul, cu profund caracter științific, dar și empiric, al lucrării rezidă în determinarea autorității teoretico-practice a tratatelor internaționale și evaluarea capacității acestora de confirmare și de realizare principiilor generale și fundamentale și a normelor jus cogens în contextul arhitecturii contemporane a relațiilor politice dintre state. În acest sens, pentru atingerea scopului urmărit, au fost trasate câteva obiective, printre care analizarea științifică a noțiunii de tratat, noțiunii de validitate, principii generale, principii fundamentale, studierea aprofundată a validității tratatelor internaționale prin prisma lucrărilor de codificare a Comisiei de Drept Internațional a ONU, studierea practicii istorice și contemporane de încheierea tratatelor inegale și studierea existenței a unei ierarhii între normele dreptului internațional, inclusiv, nu în ultimul rând, studierea practicii internaționale contemporane privind violarea tratatelor internaționale. Firește, se comportă un caracter de noutate și de originalitate în care rezidă în explorarea și evaluarea rolului de garant al tratatelor internaționale valide în realizarea principiilor și normelor de drept internațional. Studiul, în acest caz, având un caracter de pionierat în spectrul lucrărilor naționale și internaționale în materie de dreptul internațional public. Lucrarea evidențiază conflictul dintre voință politică și normă juridică la nivel internațional, în sensul consolidării autorității normelor juridice și implicit a tratatelor internaționale, sunt formulate propuneri pertinente de amendamente la Carta 1. În mod firesc, lucrarea comportă și o semnificație teoretică, și anume cercetarea aprofundată a istoricului codificării vicelor de consimțământ în încheierea tratatelor internaționale, actualizarea înțelegerii definiției tratatelor internaționale prin cea mai recentă jurisprudență a Curții Internaționale de Justiție, prezentarea distincțiilor dintre principii generale, principii fundamentale și norme jus cogens, analizarea interconexiunilor dintre tratate internaționale valide și realizarea normelor și principiilor de drept internațional. Teza, consider eu, este o lucrare de interes pentru diversi reprezentanți ai societății, dar în mod particular pentru diplomații și pentru juriști internaționaliști care activează la nivelul ministerilor de externe și la nivelul organizațiilor internaționale. Altfel spus, pentru cei care nu sunt în mod obligatoriu foarte inițiați sau profund inițiați în materia dreptului internațional public, de ce, dacă avem asta, mai avem și asta. Așa. Problematica stabilirii și analizării dacă un tratat valabil încheiat garantează în sensul direct al cuvântului realizarea principiilor și normelor de drept internațional
nu a fost cercetată pe prin doctrină, aceasta a reieșit din urmărirea practicii și activității juridico-diplomatice la nivel global, ONU, în cazurile și circunstanțele de violare ale dreptului internațional. Cercetarea s-a exagerat în mod organic atunci când au fost observate violări a prevederilor tratatelor internaționale de către însăși statele care sunt parte la cele tratate. Cu titlu de exemplu, bunăoară, violarea acordului de creare a CSIO-ului din 1991, a declarației de la ONU-ATA din 1991, a memorandumului de la Budapesta din 1994 de către Federația Rusă prin anexarea ilegală a Crimeei. În scopul evaluării caracterului de garant al tratatelor internaționale valide, problematica a fost abordată din trei aspecte. Primul a fost cercetarea aprofundată noțiunilor de tratat, condiții de validitate, principii generale, principii fundamentale și norme ius cogens. Doi, analiza tuturor circumstanțelor și condițiilor care pot să afecteze validitatea tratatelor internaționale. Și trei, elucidarea practicii violării prevederilor tratatelor internaționale și încadrarea juridică a acestor fapte. Cu referire la primul pilon al lucrării doctorale, și anume cercetarea aprofundată noțiunii de tratat, condiții de validitate, principii generale, principii fundamentale și norme ius cogens, această cercetare s-a aprofundat pe dimensiunea lucrărilor de codificare, doctrini și a jurisprudenței. Dată fiind importanța istorică a tratatelor internaționale în dezvoltarea raporturilor juridice între subiecții dreptului internațional, exercițiul de codificare a ramurii dreptului tratatelor a constituit una dintre preocupările inițiale ale Comisiei de Drept Internațional a ONU. Mai mult atât, Comisia de Drept Internațional a ONU a avut nevoie de 18 sesiuni de lucru pentru a ajunge la un consens, pentru a încerca să cuprindă definiția tratatului internațional, așa cum o găsim astăzi în Convenția de la Viena prin dreptul tratatelor. Ulterior, în anul 1994, Curtea Internațională de Justiție stabilește în hotărârea sa în diferentul dintre Bahrain și Qatar că atât procesul verbal al unei ședințe interguvernamentale care a avut loc dintre respectivele două state, cât și schimbul de scrisori, constituie, de fapt, un acord internațional care creează drepturi și obligații pentru părți. Astfel, determinarea dacă un acord internațional este un tratat nu se limitează la algoritmul pe care îl cunoaștem cu toții, subiect, voință și obiect, și nu depinde de imperativul unei structuri stricte respectivului document, preambul, dispozitiv, partea finală și în caz de anexe, ci de următoarele criterii adăugite de către Curtea Internațională de Justiție, prevederile documentului, circumstanțele în care respectivul document a fost încheiat și intenția părților de a genera obligații dintre ele, altfel spus, opinio iuris. Astfel, de îndată ce am actualizat înțelegerea noțiunii de tratat internațional prin prisma jurisprudenței CIRS, s-a conturat o necesitate organică de definire și delimitare a noțiunilor de principiu general, principiu fundamental și normă ius cogens, mai ales că această parte a curiozității mele științifice referitoare la normele ius cogens s-a constituit și un deziderat recent al Comisiei de Drept Internațional a ONU. Astfel, în lucrarea de doctorat a subsemnatei s-au conținut următoarele, cu referire la principiul general de drept internațional. Existența principiilor generale de drept internațional nu este consfințită expres în scris sau într-o listă exhaustivă și poate fi reconfirmată nu doar prin natura tacită acestora la nivel internațional, ci și pe jurisprudența internațională. Principiile generale derivă din dreptul intern al statelor. Și printre acestea pot fi exemplificate inclusiv pacta sunt servanta, ori să afirm că un angajament generator de obligații nu obligă părțile este un nonsens cu rădăcini în dreptul civil, principiul conform care tratatul obligă doar părțile la acesta, sau un oară alt exemplu este un principiu conform care lucrul judecat este considerat că exprimă adevărul. Este o expresie folosită pentru a denumi prezumția de adevăr a unei hotărâri definitive. Cu referire la principiile fundamentale ale dreptului internațional, acestea sunt reguli de conduită de maximă generalitate, universal valabile, juridic obligatorii pentru subiecții dreptului internațional, care iau naștere prin acordul de voință al părților, pentru că principiile fundamentale de drept internațional public sunt destinate celor mai
apărării celor mai importante valori ale comunității internaționale și ale omenirii, ele aparțin categoriei de norme ius cogens, adică norme imperative, obligatorii pentru subiecții dreptului internațional, de la care nu se permite derogare și cel mai important, care nu există în conflict. Ele nu pot fi interpretate ca fiind în conflict reciproc. Drept exemplu de principii fundamentale, pot fi date cele 10 principii fundamentale ale dreptului internațional. Adică îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor care derivă din tratate, principiul nerecurgerii la forță sau amenințarea cu forță, principiul neagresiunii și așa mai departe. Acestea fiind consfințite în Harta ONU, declarația din 1970 asupra principiilor de drept internațional, actul final de la Helsinki din 1975. Este important să subliniem următoarele, că deși cele 10 principii fundamentale sunt norme ius cogens, normele ius cogens nu se limitează doar la 10 principii fundamentale. Ele au un caracter mult mai amplu. De aici vă invit să descoperim ce sunt normele ius cogens. Acestea sunt considerate în literatura de specialitate ca fiind un mecanism de lovire, de nulitate a normelor convenționale contrare. Sau chiar ca un mecanism de acordare a priorității ierarhice normelor de drept internațional general, care protejează valorile umanității. În prezent, nu există o listă exhaustivă a normelor imperative sau a normelor ius cogens, dar conform constatărilor Comisiei de Drept Internațional a ONU, cei mai frecvenți candidați pentru respectivul calificativ sunt interdicția folosirii agresiei a forței, dreptul la legitimă apărare, interdicția genocidului, interzicerea torturii, interzicerea crimelor împotriva umanității, interdicția sclaviei și a comerțului cu sclavi, interdicția pirateriei, a discriminării rasiale, a apartheidului și interdicția ostilităților direcționate către civil, care este o regulă de bază a dreptului internațional umanitar. Este esențial să menționăm următoarele, că în conformitate cu Convenția de la Viena, prin dreptul tratatelor, oricare tratat internațional care contravine normelor ius cogens este lovit de nulitate. Și această remarcă ne aduce la cel de-al doilea pilon al cercetării noastre doctorale, validitatea. Într-o menținere a coerenței analizei noastre științifice, a fost stabilit faptul că prin sintagma validitatea tratatelor internaționale se înțelege integritatea juridică a acestora. Doar tratatele valide produc efecte juridice și se află sub protecția principiului pactus sunt servanta, adică urmează a fi executate cu bună credință. În ceea ce ține de analiza tuturor circumstanțelor care pot să afecteze validitatea tratatelor internaționale, capitolul 2 al lucrării doctorale debutează în premieră pentru doctrina națională cu analiza rolului bunei credințe, nu ca parte a principiului pactus sunt servanta, ci ca obligații de negociere în cazul nostru a tratatelor internaționale. În mod firesc, referindu-ne la negocieri, am avansat pentru analizarea aprofundată a vicelor de consimțământ. În acest sens, cercetarea mea doctorală s-a pleat pe următorul algoritm, studierea opiniilor doctrinare, studierea procesului de codificare la nivelul Comisiei de Drept Internațional a ONU și studierea practicii, dacă există sau nu. A fost confichis următoarele, că eroarea, dolul, constrângerea exercitată asupra unui stat sau asupra reprezentantului unui stat sunt toate vicii de consimțământ care au constituit practici abituale de încheiere a tratatelor internaționale în trecut. Odată cu apariția Organizației Națiunilor Unite și firește odată cu încheierea Convenției de la Viena, noi astfel de practici de încheiere a tratatelor internaționale nu le avem. Mai mult atât, cu referire la viciul de consimțământ, coruperea reprezentantului unui stat, s-a dedus că aceasta a fost o noutate a Comisiei de Drept Internațional a ONU, care nu are natură cutumiară, dar se plează pe intenția comunității internaționale de a eradica flagelul corupției. Astfel, inevitabil, urmarea analizei a respectivelor articole din Convenția de la Viena, s-a creionat un interes științific particular vis-a-vis de articolele 46 și 47 ale Convenției de la Viena. Și anume, care sunt consecințele juridice asupra tratatelor internaționale încheierea prin depășirea competenței stabilite prin legislația internă a unui stat din încheierea a tratatelor sau în cazul în care reprezentantul statului nu respectă instrucțiunile de negociere și încheierea tratatului. Respectiv, în lucrarea mea de doctorat, a fost conchis faptul că în lumina articolului 46 tratatul internațional este lovit de nulitate doar în cazul în care violarea dreptului intern a statului în cursul procesului încheierii tratatului este vădită și privește o normă fundamentală sau de importanță fundamentală a dreptului intern,
Altminte, însă și Convenția de la Viena stipulează că tu nu poți invoca prevederile tale naționale pentru a nu respecta prevederile unui tratat, iar cu referire la articolul 47 s-a stabilit că pentru ca tratatul să fie lovit de nulitate, trebuie toate părțile care sunt implicate în procesul de negociere să cunoască despre instrucțiuni și despre limitele acestora. Ultimele trei puncte s-au referit la validitatea tratatelor inegale, impactul neregistrării la ONU a unui tratat internațional asupra validității acestuia și cazul conflictului de obligații dintre stipulate în Carta ONU și într-un oricare alt tratat internațional. În acest sens, problematicile anunțate prezintă importanță atât din perspectivă științifică cât și din perspectivă practică, iar urmarea inițierea studiilor complexe a evoluțiilor istorice de la Liga Națiunilor până la Organizația Națiunilor Unite, a proceselor verbale a conferinței de la San Francisco de scriere a Cartei ONU și de negocierea acestuia, au fost conchise următoarele. Nu mai poate fi invocată nulitatea unui tratat din motivul că acesta este inegal, deoarece astfel de categorii de tratate nu mai este prevăzută în Convenția de la Viena prin dreptul tratatelor. Luând în considerație actuala redacție a Cartei ONU, neregistrarea unui tratat internațional la secretariatul organizației nu lovește de nulitate, spre deosebirile de prevederile predecesoare Cartei ONU și anume Pactul Legii Națiunilor, unde astfel de efect juridic era posibil. Și articolul 103 nu lovește nulitatea obligației care este contradictorie celor stipulate în Carta ONU, ci reprezintă doar o regulă de interpretare ierarhică care acordă prioritate cartei. Acestea fiind spuse, noi intrăm într-o sferă și într-o zonă de prezumție că toate tratatele internaționale existente prezent, în particular cele încheiate după înființarea ONU și după încheierea Convenției de la Viena prin dreptul tratatelor, sunt valide și obligatorii pentru părți. Mai mult ca atât, acestea nu doar că nu contravin normelor jus cogens, normelor imperative, ci de foarte multe ori chiar le reiterează în conținutul lor. Cu titlul, de exemplu, vă adresez următoarele. Articolul 5 al acordului cu privire la crearea CSIU-ului din 1991 statuează expres. În altele părți contractante recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul comunității. În același sens, preambulul acordului respectiv prevede că acesta se bazează pe intenția statelor membre de a-și dezvolta relațiile în baza recunoașterii și respectării reciproce a suveranității statale, a principiilor egalității în drepturi și neamestecului în afacerile interne și așa mai departe. Cu toate acestea, se atestă încălcarea de tratatelor internaționale. Și aici vă fac o invitație în zona de cercetare celul de-al treilea capitol, la nivelul căruia analizăm practica internațională și încercăm să răspundem la întrebarea ce lipsește din ecuația noastră, pe care o vedeți acum afișată, ce lipsește în acest algoritm juridic și ce poate fi îmbunătățit pentru ca un tratat internațional valid și care este obligatoriu pentru părți, cu adevărat să contribuie la realizarea principiilor și normelor de drept internațional public. În momentul în care un tratat internațional valid și în vigoare este violat de către părți sau nu este aplicat corespunzător, statele au posibilitatea să curgă la remedii juridice contencioase, printre care faimoasa Curtea Internațională de Justiție a ONU. Ori amintim că toate statele membre ONU sunt ipso facto părți la statutul Curții Internaționale de Justiție și sunt guvernate de articolul 33 al Cartei, care obligă ca toate diferendele între părți să fie soluționate prin mijloace pașnice. Unul dintre mijloacele pașnice este și contenciosul juridic. Conform articolul 94 al Cartei ONU și articolul 59 al statutului Curții Internaționale de Justiție, fiecare stat membru ONU este obligat a priori să se conformeze deciziilor, decizii înseamnă hotărâri și ordonanțe ale Curții Internaționale de Justiție atunci când este parte la o cază soluționată de Curtea. Mai mult ca atât, Carta ONU stabilește că în cazul neexecutării de către una din părți a obligațiilor care revin în temeiul unei hotărâri emise de CIS, cealaltă parte are dreptul să se adreseze Consiliului de Securitate, care poate, în cazul în care consideră necesar, să emită recomandări sau să decide impunerea acestor măsuri. Astfel, Consiliul de Securitate poate fi privit ca și un mecanism al garantării respectării actului jurisdicțional internațional. Ori funcția principală acestuia este să mențină pacea și securitatea internațională. Iar însuși contenciosul internațional, în cazul de față, Curtea Internațională de Justiție, este instrumentul în soluționare pașnică a diferendelor internaționale. Dar întrebarea mea către dumneavoastră și către mine, în această lucrare, a fost următoare. Ce se întâmplă atunci când parte la un diferend examinat de Curtea Internațională de Justiție, este un membru
permanent și cu drept de veto al Consiliului de Securitate și ce se întâmplă atunci când acesta nu este de acord cu hotărârea Curții Internaționale de Justiție. Începând cu anul 1945 și până în anul 2020, Curtea Internațională de Justiție a emis 137 de hotărâri. Din cele 137 de hotărâri, 39 implică în calitate de una dintre părți un membru permanent al Consiliului de Securitate, ceea ce constituie 30% din numărul total de diferende. Dacă vreți să continui statistica, în perioada asta 45-20, 15 implică în mod expres Statele Unite ale Americii, 14 Marea Britanie, 8 Franța, 2 Federația Rusă. Odată soluționat un caz, hotărârea Curții Internaționale de Justiție rămâne a fi aplicată de organele politice interne ale statelor. În opinia noastră, prilej de neexecutare și de violare a prevederilor Cartei 1 și a Statutului. CIJ. Vă dau un exemplu de un caz notoriu și reprezentativ care se referă, unul, la implicarea unui membru permanent al Consiliului de Securitate și, doi, despre care există informații și practici confirmative de neexecutarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție, și anume cauza activităților militare și paramilitare în Nicaragua împotriva Statelor Unite ale Americii. În 1986, Curtea Internațională de Justiție a stabilit vinovăția SUA și faptul că aceasta a utilizat nelegitim forța împotriva Nicaraguei, obligându-o să achite compensații. Nicaragua, firește, și-a dorit foarte mult să demareze procesele de negociere aferente procesului de achitare a compensațiilor. SUA a refuzat, motiv pentru care Nicaragua s-a adresat de două ori Consiliului de Securitate a ONU, încercând să promoveze o rezoluție ca să oblige SUA să execute hotărârea. Statele Unite ale Americii, evident, și-au aplicat de două ori dreptul de veto. Rezoluția în cauză a fost ulterior transferată Adunării Generale a ONU. Adunarea Generală a ONU a adoptat-o cu succes, dar nu a putut să o aplice, fiindcă rezoluțiile Adunării Generale a ONU nu au forță juridică obligatorie. Ce se întâmplă mai departe? În anul 1990, în Nicaragua au loc alegeri. Are loc o răsturnare completă a partidelor politice și noua guvernare hotărăște că Nicaragua să informeze Curtea Internațională de Justiție că aceasta nu dorește să continue procedurile împotriva Statelor Unite ale Americii. Firește, Statele Unite ale Americii au salutat această decizie. Urmarea cercetării practicii vaste a Cursului Internațional de Justiție privind analiza științifică pe emitere de către CIJ a ordonanțelor de stabilire a măsurilor provizorii și a hotărârilor asupra fondului cauză, trasăm câteva concluzii foarte importante. Prima, deductiv, numărul de cazuri de nerespectare sau de neexecutare a ordonanțelor de stabilire a măsurilor provizorii adoptate de CIJ este mult mai mare decât numărul de cazuri care se referă la hotărârile Curții Internaționale de Justiție, prin simplu fapt că în privința unei cauze pot fi adoptate mai multe măsuri provizorii. Dacă imaginea per ansamblu a neexecutării măsurilor provizorii este cât de cât clară, ori conduită statului, fie că este sau nu membru al Consiliului de Securitate, se manifestă și are loc în cadrul procesului și poate fi urmărită, nu există o claritate similară cu referire la executarea hotărârilor Curții Internaționale de Justiție. Mai mult ca atât, uneori, luând în considerație cu circumstanțele cauzele, Curtea Internațională de Justiție poate să dispună ca părțile să raporteze cu privire la implementarea măsurilor provizorii. Exemple de neexecutare a măsurilor provizorii de către membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și de către alte state, împotriva caracterului obligatoriu din câte ați văzut acestora, sunt abundente. Bunăoară, nerespectarea de către Federația Rusă a măsurilor provizorii adoptate de CIJ în diferentul cu Georgia referitor la aplicarea Convenției Internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. Nerespectarea de către Federația Rusă a măsurilor provizorii adoptate de CIJ în diferentul bunoară chiar recent cu Ucraina în privința Convenției de prevenire și de pedepsire a actelor genocid. Măsurile provizorii au fost adoptate în martie și încă neaplicate. Nerespectarea de către Franța măsurilor provizorii stabilite de CIJ prin nedesfășurarea testelor nucleare în Pacific, în diferentul cu Australia și Noua Zeelandă, etc., 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 etc. Totuși, în cazul neexecutării măsurilor provizorii de către un stat parte la diferent, celălalt stat nu se poate adresa Consiliului de Securitate a ONU pentru impunerea ordonanțelor respective. Ori Carta ONU stabilește expres în articolul 94, paragraful 2, dacă oricare dintre părțile la o cauză nu va executa obligațiile care îi revin în temeiul unei hotărâri, aceasta se poate adresa Consiliului de Securitate. Situația se complică și mai mult din perspectivă politică și de drept când statul care nu execută hotărârea
este un stat membru permanent al Consiliului de Securitate ONU. În prezent nu există o claritate vis-a-vis de faptul de câte ori membrii permanenți ai Consiliului de Securitate nu au executat hotărârile Curții Internaționale de Justiție. Numărul rămâne a fi în continuare cumva incert, unul dintre motive fiind că nu întotdeauna cealaltă parte se hotărăște în mod obligatoriu să se adreseze Consiliului de Securitate. Raționamentul este unul simplu, poziția privilegiată a membrilor permanenți de utilizare a dreptului de veto. Se creează astfel un vid. Dacă Consiliul de Securitate a ONU nu poate asigura impunerea spre executarea unei hotărâri, ci și niciun alt organ onuzian nu este împuternicit să o facă, cu efect juridic obligatoriu, ori rezoluțiile Adunării Generale a ONU nu au forță juridică obligatoriu și au mai mult un caracter de presiune diplomatică, cum consolidăm autoritatea hotărârilor CIJ și în cele din urmă a tratatelor internaționale pentru a descuraja violarea acestora? Prin urmare, pornind de la realitățile juridico-politice expuse, se impune necesitatea recomandării unor amendamente la Carta ONU, în mod particular la faimosul articol 94 în următoarea redacție. Membrii permanenți ai Consiliului de Securitate nu sunt împuterniciți să voteze în cazul sesizării în baza articolului 94, paragraf 2 al cartei, despre neexecutare de către aceștia unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție. Astfel, revenind la ecuația noastră juridică anterior prezentată, tratat internațional valid, obligatoriu pentru părți, constatăm că elementul lipsă al acesteia este interdicția utilizării dreptului de veto de către membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU în cazul proceselor contencioase de restabilire a ordinii juridice stabilite prin tratate internaționale. Dreptul internațional public este inimaginabil fără tratate internaționale. În procesul studierii aprofundate a dreptului internațional, dreptul tratatelor constituie unica ramură de drept, care este inclusă atât în partea generală cât și în partea specială a materiei. Ori tratatele constituie în același timp fundamentul și produsul dreptului internațional. Astfel, continuă creând o ordine juridică și rapoarte de drept între subiecții dreptului internațional în baza unor norme, proceduri, ghidaje corespunzătoare privind modul în care sunt elaborate, modificate, interpretate și operate tratatele internaționale. În același timp, ordinea juridică mondială este menționată nu doar de tratate, ci inclusiv de principii generale, principii fundamentale și norme jus cogens. Tratatele internaționale se încheie în conformitate cu acestea și le reconfirmă ori nu de puține ori statele părți la tratate bilaterale sau multilaterale, indică în conținutul acestor obligație reciprocă de a respecta buna oară suveranitatea, integritatea teritorială, interdicția de folosire a forței și așa mai departe. Problematica reformei Consiliului de Securitate a ONU, în special în ceea ce ține de limitele utilizării dreptului de veto, este centrală în discuțiile privind conferirea autorității absolute, incontestabile și nepărtinitoare dreptului internațional și, prin urmare, a caracterului de garant a tratatelor internaționale într-o realizare a normelor și principiilor de drept internațional. Admiter, precum ne demonstrează practica internațională, tratatele internaționale valide și în vigoare devin marcate de un relativism politic profund și absurd, asigurând totul și nimic, nimic și totul. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Mulțumim pentru o astfel de prezentare pertinentă, valoroasă, profundă din punct de vedere științific și analizii practice internaționale, ceea ce este cam rar în domeniul științific. Stimată audiență, stimați membrii comisiei, trecem la următoarea etapă, conform procedurii operaționale privind depunerea și susținerea tezelor de doctorat. Suntem la etapa dezbaterilor, da? Oferim posibilitatea tuturor de a pune întrebări, de a, nu știu, obiecții, recomandări, poftim cine ce dorește. Bună ziua! Poftim, conform procedurii operaționale, aveți dreptul să vă expuneți, să puneți întrebări până a trece la a următoarea etapă, când se va expune referența. Da, poftim, domnul Balaj. Dacă nu se întâlnă să ne întâlnă, motivul dumneavoastră de sfârșit. Ce așa de optimist?
am mai găsit în teză, trimite la Crimea, trimite la Ierusalim, nu știu ce. Deci dacă reieșim din situația de astăzi, înseamnă că eu nu mai intru în auditoriu de o jumătate de an din, cu studenții din considerentul ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Pentru că studenții mi-ar pune, desigur, întrebarea ce se întâmplă cu dreptul internațional astăzi și eu ar trebui să spun adevărul. Așa cum spus-o și ea, probabil. Invers, noi trebuie să căutăm. Hai să-i dăm voie să încerce să își argumenteze. Poftim. Poftim. Așa, mă rog, am întrebat. Nu, stai să răspund. Păi, eu pot să le colectez întrebările. Cum își alege? Poftim. Noi putem să oferim întrebări și dumneavoastră la urmă, da, o să vă expuneți. Poftim, doamna Sârcu, are o întrebare? Eu am citit cu mare interes teza dumneavoastră de două ori. Într-o fază inițială, făcut parte și din comisia de îndrumare și pe final. Și dat fiind faptul că cumva o anumită secvență din teza dumneavoastră a coincis și cu preocupările mele științifice mai vechi, vreau să vă adresez o întrebare. Rezultă cumva din ceea ce ați prezentat, din ceea ce ați scris, că hotărârile unei jurisdicții internaționale, ca și greutate, ca și efecte juridice, sunt la fel de grele ca și efectele unui tratat internațional? Putem pune semnul egalității între nerespectarea unui tratat și nerespectarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție, a Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci, ca și efecte juridice, ca și... Și acum spun, pentru că eu am predat mereu, ca și sursă dreptului internațional public. Ce ne dorește? Da, poftim. M-ați doctorat, dacă îmi permis așa o întrebare care chiar mă frământă. În ultima perioadă este o discuție, chiar astăzi am observat în ocate, inclusiv în Statele Unite, mi-am făcut multe discuții ce facem, de exemplu, cu activele Federației Rusă, confiscate, înghețate, care, de exemplu, nu mai pot fi valorificate. Aș vrea să înțeleg un lucru. Până la urmă, noi, dacă vorbim de măsuri coercitive, care poate fi aplici Consiliul de Securitate, noi le-am văzut în 1991 și în alte perioade, cum ele arată. Dar cum ar putea să ne ajute noi dreptul internațional, ca noi să putem, de exemplu, soluționăm întrebarea cu confiscarea activelor, de exemplu, unui stat agresor și cu utilizarea lor pentru a fi transmis, de exemplu, acelui stat victimă sau acelui stat care finanțează, de exemplu, victima. Pentru că, într-un final, toată lumea e foarte legată în prezent. Și dacă să existe mecanisme la nivel internațional, în baza la care activele ați poate fi transmis mai ușor și ați mai decad, sunt el principiul, cum se spune, capitalist, că dreptul de proprietate e sfânt, dar până la urmă dreptul de proprietate trebuie să mai fie utilizat și contra statul agresor. Eu nu cred că pentru Statele Unite ar fi interesant să înceapă un război dacă se pierde toate activele în alt stat străin, fix cum pentru Federația Rusă, care poate să rămână și fără conducte, fără avioane, fără corăbii și fără fund. Este un inclusiv tehnologie. Pentru poți tehnologie a Federației Rusă poate fi utilizată, vândută, dată gratis și așa mai departe. Vorbim de armament și multe alte chestii. Până la urmă, dreptul internațional poate să ne ajute cu situația asta, cu utilizarea activelor statelor sau, totuși, și aici iar vorbim de ONU, de Consiliul de Securitate. Sau tot ce se face tratat, care este dată reglementată, o reglementează. Vă rugăm mult să vă reprezentați. Cotul Andrean. Alte întrebări, domnul secretar, doriți ceva să întrebați? Da, dacă îmi permiteți și mie, ținând cont de tema tezei dumneavoastră de doctorat și lungul izrazii dumneavoastră ați abordat și negociat și chestiunea cu normele Ius Cogens și lucrările Comisiei Drept Internațional, ați putea, vă rog frumos, să veniți cu o expunere mai detaliată în privința diferenței dintre principiul bunei credințe și principiul pacta sunt salvanda bona fide. Mai sunt doritori? Poftim, domnul Cauie. Da. Nu atât pentru proces normal, cât datorită faptul că cercetarea noastră prezintă un veritabil interes, eu vreau să formulez două întrebări. Prima, dumneavoastră să o analiză care merită toată aprecierea, dar despre asta o să vorbim în vis. Care ar
sunteți acolo, un scenariu de reformare a acestui Consiliu de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care se dovedește a fi, nu știu cum se dovedește a fi, o să dați dumneavoastră calificativi, ca să nu mă urmăresc că dumneavoastră sunteți cumva partea acestui. Și dacă considerați că el nu trebuie reformat, știu, Consiliul trebuie reformat de foarte bine așa cum este. Dar dacă considerați că trebuie, dați și dumneavoastră o soluție sau o formulă, prin multe cu care sunt sigur că sunteți familiarizați. Și a doua. Suntem direct afectați de un conflict armat între două state membre a Organizației Națiunilor Unite, unul dintre care este și membru a Consiliului de Securitate. Denumirile sunt foarte diferite. Eu, în experiența mea modestă, în muncă cu militari, întotdeauna încep a discuta cu ei prin a le demonstra că ipoteza că dreptul internațional umanitar nu se aplică în timpul conflict armat este una perfect falsă. Simplu motiv că, chiar dacă în primele părți ale ostilităților unei reprezentanți a fostor beligerante își permit să îl încalce, mai permis sau mai târziu, inclusiv propriul stat, pot și asta și se întâmplă, este tras la răspundere pentru încălcarea normelor de duce de războiul. Dumneavoastră, ați încercat să modelați, să vedeți care va fi atitudinea nu doar față de dreptul internațional umanitar, care continuă să fie încălcat în cadrul conflictului armat dintre Federația Rusă și Ucraina, dar în general a dreptului internațional public. Și vedeți dumneavoastră perspectiva dezvoltării sau nu, este motiv că, într-un stat, așa cum demonstrați dumneavoastră acolo, există întotdeauna un raport de subordonare, bazat în esență pe frică. Există două modalități generale de asigurare a implementării dreptului, frica și convingerea. Frica se dovedește a fi cea mai eficient. Și asta nu e constatarea mea. La nivel de stat, indiferent de regim politic, structură de stat și formă de guvernământ, acest lucru se întâmplă mai mult sau mai puțin eficient și atunci cetățeanul are o atitudine mai mult sau mai puțin de încredere față de justiție. Și noi nu vorbim despre asta. Azi noi vorbim despre dreptul internațional public. Iată, dreptul internațional public, noi avem un raport de coordonare sau de cooperare. Și atât timp cât nu există un instrument eficient de asigurare a aplicabilității în practică acestor norme, noi o să ne punem aceste întrebări de multe ori retorice. Fiindcă dumneavoastră ați reflectat, după mine, foarte și foarte conștiincios și eficient. Că da, noi avem mecanism, ne adresăm la Consiliul de Securitate, dar cu adresarea se cam termină. A doua întrebare poate e un pic mai lungă, dar doar pentru că dumneavoastră să vă puteți permite să răspundeți așa cum vă doriți. Vă mulțumim. Alte întrebări? În acest context eu o să vă pun o întrebare, reșind din întrebarea domnului Cauia, pentru publicul larg, de ce totuși Ucraina în 2017, când a depus cererea împotriva Federației Rusă la Curtea Internațională de Justiție, nu a solicitat să fie deci, declarată anexarea Crimeei ilegală? Cred că întrebarea asta, mai întotul, puteți vorbi cu mine? Nu, e interesant. Poftim. Așa. Vă amie. Da. Așa. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru întrebările care gâti la minte și sunt foarte interesante și abia aștept să vă răspund, sunt super entuziasmată. Așa. Cu referire la constatarea din urmă sau cu referire la modul lucrării mele, bineînțeles, eu vă înțeleg îngrijorarea în acest sens și empatizez foarte mult cu ea. A fost o constatare empirică ca să argumentez necesitatea amendării Cartei 1. A fost o constatare care reiese din activitatea mea din teren și care acutizează și mai mult de a aduce structura care noi am făcut-o în 45 și arhitectura care noi am avut-o în anul 1945 la realitățile secolului 21. Acestea fiind spuse, consider eu, cu cât mai mult este violată o normă sau o ramură sau o subramură, cu atât mai mult ea necesită a fi consolidată. Noi avem la zilnic violarea de codului civil, de codului penal, avem zilnic procese contencioase în instanță și avem în același timp legiuitorul care încearcă să perfecționeze legislația. Eu sunt de acord că exprimarea este puțin tăioasă, dar în același timp ea sensibilizează argumentul de imperativul necesar de amendare. Asta ar fi părerea mea vis-a-vis de sintagma pe care am propus-o. Cu cât mai mult este dreptul internațional violat, cu atât mai mult avem nevoie de el.
într-o versiune mai bună, inclusiv. Sper că v-am răspuns la întrebare. Așa. Cu revișii, în același timp, oricare putem să îmbunătățim lucrurile doar privindu-le critic. Este o altă părere a mea. Cu referire la cea de a doua întrebare, dacă nu greșesc, cu referire la activele înghețate, la rolul Consiliului de Securitate, la valorificarea acestor măsuri și așa mai departe. Acum, aici suntem într-o zonă, dacă ne referim în limbaj de drept internațional public, intrăm în zona achitării compensațiilor, despăgubirilor. Inclusiv pentru o populație care are de suferit urmarea a evenimentelor care se întâmplă. Motiv pentru care, până oară, în prezent, la nivelul adunării generale a ONU se negociază o rezoluție în care se referă la achitarea compensațiilor pentru Ucraina, urmare a războiilor, urmare a demararea cele de două faze de război. Aici se avea cu două tăișuri. Unul la mână. Ați menționat anterior despre poate încheiem tratat în domeniu și așa mai departe, dar tratatul funcționează numai atunci când partea care comite violarea este, adică numai în cazul în care țara care comite violarea este parte la acesta, deci se obligă, pacta sunt observată și atunci, precum ne demonstrează practica, depinde de. Acestea fiind spuse, acum, la nivel internațional, ce se aplică, se aplică mecanismul de presiune diplomatică, astfel încât să se constate resursele financiare necesare într-o achitare despăgubirii Ucrainei și această măsură urmează a fi implementată prin intermediul unei rezoluții adunării generale a ONU, care se așteaptă a fi adoptată până la sfârșitul anului curent, cu referire la achitarea compensațiilor și despăgubirilor. La nivel de drept internațional public, în opinia mea, unicele mijloace utilizate sunt presiunile diplomatice prin intermediul actelor emise de adunarea generală a ONU, în sensul ăsta. Altmitri, în ceea ce privește anumite relații private și de ordin de drept privat, încă nu sunt în stare să-mi expun, poate după experiența profesională care va urma, am să fiu, dar deocamdată eu văd unica posibilitate aceste rezoluții ale adunării generale a ONU, care stabilesc. Da, vă rog. Nu știu dacă procedural eu aș putea interveni acum, pentru că eu simt o altă tentă a întrebării dumneavoastră, ceea ce privește dreptul de proprietate versus sancțiuni contra stat. Ce ar prevala? Să înțeleg, sunt două interese majore în joc. Nu uitați că aici intră un alt mecanism în acțiune, e vorba de imunitățile jurisdicționale de stat. Și avem o convenție internațională. Nu a intrat încă în vigoare convenție, dar avem un precedent a Curții Internaționale de Justiție, 2012, deja adoptată hotărârea, Germania contra Italia și contra Grecia, ca stat intervenient. Când au fost aplicate asemenea măsuri pentru a recompensa victimele celui de-al doilea război mondial. Și Curtea a constatat că este încălcat principiul imunității de jurisdicție a Germaniei. Deci aici este o garanție a dreptului internațional, anume care veghează dreptul de proprietate a statelor pe alt teritoriu, pe un teritoriu străin. Acum sau modificăm practica, dar practica s-a bazat pe o normă cutumiară și vă știți că cutumia mai este obligatorie în dreptul internațional public, sau modificăm această practică, sau modificăm convenția care încă n-a intrat în vigoare, așteptăm să intre în vigoare și apoi să o modificăm printr-un protocol. Sau intervenim la nivelul cartelului ONU. Deci, deocamdată, astea sunt realitățile dreptului și limitele dreptului internațional. Teza, anul ăsta teza a fost susținută Alexandra Nică, eu am fost conducător științific pe imunitățile jurisdicționale ale statelor. Întotdeauna este probabil cazul de completat întrebarea studenților master. Domnul avocat. Domnul avocat, totul Andrian. Ești master. La ziua de astăzi, Uniunea Europeană deja a sequestrat zbunuri în valoare de 17 miliarde de euro, ca exemplu pe teritoriul statelor europene. 1. 2. Nu trebuie să uităm că nu toate relațiile sunt guvernate doar în normele dreptului internațional. 3. O mare parte deja din fondurile sequestrate, de exemplu în Franța, au fost face de sequestru, invocând imunitatea de jurisdicție și dreptul de proprietate. Deci este așa
deja de la Germania 1,5 trilioane de euro despăgubit pentru cel pentru al doilea război mondial, ca și efect, propun eu, că numai așa s-ar putea comunitatea internațională să impună Rusia la despăgubirea războiului în Ucraina. Nu, crearea precedentelor. Crearea practicii. Crearea unei cutume. Deci, mi-ar dat pe ideea respectivă. Ați face, eu spre acest referință, am spus profesor Mengele, insistând de așa o manieră de soluționare a cazului, noi nu facem altceva decât să deschidem în cutie valori. Și asta poate să aducă la conflicte mai serioase, internaționale, decât există în România. Este o regulă sfântă, de fapt, în dreptul internațional și diplomației, care cândva a spus un timpul de sare Gromyko, mai bine 10 ani de negociere decât o zi de război. Da. Da, dar întrebarea acum a fost foarte pertinentă, că la un moment dat a trebuit să ne așezăm și să poate să regândim într-adevăr mecanismul dreptului internațional. Cu atât mai mult că la hotărârea care dumneavoastră ați menționat-o din 2012, dacă mă găsesc, când greșesc, nu este executată și acum Germania a venit cu o nouă cerere în fața curții. Pe motivul că Curtea Constituțională a Italiei a venit cu o decizie că, declarând că este neconstituțională hotărârea cererii pe această cauză. Autoritățile italiene, printr-o hotărâre judiciară, au sechestrat bunul de Germania pe teritoriul Italiei. Exact varianta ce ați propus dumneavoastră. Stimați colegi, vă propun să organizăm cercuri științifice și să invităm toți doritorii. Acum trecem în revista Susținerii Publice. Poftim, doamna. Asta și este forumul în care noi discutăm. Și eu mă duc vă că... promit că noi organizăm nou format la departament a cercului științific. Cu referire la următoarea întrebare, care se referea la diferența dintre bună credință și, în principiu, pactus non servanda, bona fide. Bona fide însemnând în latinez bună credință. Țin să menționez următoarele și, cu precum s-a demonstrat și în lucrarea mea științifică, că prima noțiune, sau, pur și simplu, bună credință, ea desemnează convingerea, în cazul nostru, a subiectului de drept internațional, public, că acțiunile sale nu contravin conglomeratului de norme și de cutume de drept internațional, și că se referă mai mult la procesul de negociere, propriu-zis. Iar a doua constituie latinescul pentru obligația respectării tratatelor internaționale de către aceleași subiecte de drept internațional post factum, după ce procesul de negociere a fost încheiat, iar tratatul internațional urmează a fi implementat. Printre altele, cu adevărat, ceea ce ține de bună credință în procesele de negociere, asta cum în cauză n-a mai fost reflexat anterior în doctrină. Cu referire la următoarele întrebări. Scenariul de reformare Consiliului de Securitate a ONU și care este status quo. În opinia mea, reforma Consiliului de Securitate este esențială. Acestea fiind spuse, de 75 de ani se poartă negocieri de reformare a Consiliului de Securitate a ONU, ceea ce se numește Intergovernmental Negotiations, IGN-ul. Specificul IGN-ului la nivelul Organizației Națiunilor Unite este că este unicul proces deliberativ și de negociere la nivelul organizației care nu este consfințit în scris și care nu se finalizează cu adoptarea unor acte finale, a unor concluzii. Motivul fiind în felul următor că nu se dorește ca să existe o bază documentară care, în baza căreia să se facă un follow-up, să se promoveze în continuare anumite schimbări și ca să existe un mecanism pus pe hârtie care să ducă undeva. Acestea fiind spuse, de 75 de ani noi vorbim despre reforma Consiliului de Securitate la nivelul Organizației Națiunilor Unite, dar fără a avea o destinație clară și nici o hârtie de traseu. În mod imperativ, Consiliul de Securitate trebuie să includă o reprezentare geografică mai largă. Până oare, continentul african nu este reprezentat în numărul membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Da? Există o serie de țări la care numărul de locuri alocate în P5, în P5, nu corespunde numărului suponderii geografice acestea. Bună oară, din continentul este european, noi avem în calitate de membru permanent doar Federația Rusă, pe când din numărul țărilor vestice avem câteva și așa mai departe. Raportat la numărul de membri actual a Organizației Națiunilor Unite și a membership-ului Consiliului de Securitate, pur și simplu se află un dezechilibru profund.
Acestea fiind spuse, e adevărat, da, Consiliul de Securitate trebuie reformat, Consiliul de Securitate trebuie să aibă în componența sa de membri permanenți mai multe state din vari regiuni geografice și că acestea fiind spuse, foarte important, dreptul de veto exprimat trebuie să fie limitat. Bună oare, nu aplicăm dreptul de veto, este o inițiativă franco-mexicană în cazul crimelor împotriva umanității și așa mai departe. Nicăieri în Cartea ONU nu o să găsiți o listă care se dorește a fi cât de cât expresă, decât anumite referințe cu caracter de recomandare când aplicăm dreptul de veto și în ce limită. Bună oară, dacă o să deschideți articolul 27, paragraful 3 al Cartei ONU, acolo se menționează că membrii Consiliului, membrii permanenți al Consiliului de Securitate shall not apply. Adică este o formulare de recomandare să nu aplice dreptul de veto când situația se referă la capitolul 6, care este soluționarea pașnică a diferendului. Și anume, acest shall este cumva abuzat și anume din acest considerent unii membri permanenți își aplică dreptul de veto. Deci da, arhitectura trebuie revizuită profund. Cu referire la... Dacă puteți, vă rog frumos, domnul Haui, să repetați întrebarea dumneavoastră, am direct afectat de numărul de conflict. Ați uitat-o? Așa, atitudinea față de dreptul internațional public și dreptul umanitar, și, așa, am înțeles. În acest sens, iarăși, atitudinea noastră față de dreptul internațional și nu doar a noastră, atitudinea comunității internaționale, atitudinea fiecărui cetățean al oricărei țări, derivă foarte mult de activitatea însăși a Consiliului de Securitate a ONU, care este în autoritatea prin acțiunile sale să confirme sau să nege anumite prevederi empirice ale dreptului internațional. Și în ceea ce ține totuși de întrebarea doamnei Zamfir cu referire la diferentul inițial prezentat în CIJ de către Ucraina în 2014, eu țin să spun următoare. De ce atunci Ucraina a apelat la Convenția privind combaterea terorismului și eliminarea discriminării rasiale, dacă nu greșesc. A fost o strategie politico-juridică foarte steață care s-a referit în felul următor. Ar fi invocat și mai multe tratate internaționale, dar doar în aceste două tratate internaționale la momentul respectiv era parte atât Federația Rusă cât și Ucraina și în respectivele tratate existau ceea ce se numea clauze compromisorii. Clauzele compromisorii stabilesc că diferentul, oricare diferent apărut între părți în baza acestor convenții se soluționează la Curtea Internațională de Justiție. Altminteri, dacă ar fi fost un diferent bazat pe integritate teritorială, argumentat prin prisma unui tratat de integritate teritorială violat, prin care și oricare, nu știu, acordul de înființare a CSU-ului și așa mai departe, nu are importanță, pur și simplu acolo nu erau clauze compromisorii și partea care era implicată în conflict nu și-ar fi dat consimțământul ca diferentul să fie soluționat la CIJ pe acest capăt de acuzare. A fost o strategie juridică. Cât de mult există acolo violarea convențiilor două respective, CIJ încă urmează să prezinte o hotărâre, o să vedem, dar în ceea ce ține măsurile provizorii care au fost aplicate și atunci, în 2014, și acum, în martie 2020, în ambele cazuri, măsurile provizorii nu au fost respectate. În sens similar și cu convenția privind eliminarea și pedepsirea genocidului, ea este sprijinită de o clauză compromisorie. Parte la convenție sunt atât Federația Rusă și Ucraina, motiv pentru care a fost posibilă invocarea acestea. Mulțumim. Să vă rog eu, cred că odată să reveniți la întrebarea doamnei Sârcu. Așa. Deci, cam ați trecut, poate repede. Referitor la întrebarea doamnei Sârcu vis-a-vis de ponderea hotărârilor acești. Întrebarea viza, dacă putem pune semnul egalității din un tratat internațional și o hotărâre a oricărei jurisdicții internaționale după greutate, efecte juridice, consecințe. Eu aș spune în felul următor. Eu aș spune remarca de egalitate și din care considerent că însăși Curtea Internațională de Justiție, în momentul soluționării diferentelor, în primul rând își aplică propria practică judiciară și invocă propriile cauze și există modalitatea de soluționare a cauzelor prin intermediul precedentului său și bineînțeles că aplică și tratatele internaționale sau prevederile acestora. Din punctul meu de vedere, ponderea este egală între hotărârile de CIJ și tratatul internațional, mai ales că ambele, conform unul principiul Pacta Sunt Servanta, ceea ce se referă la tratat și prevederilor convenției la Viena, și conformitate cu articolul 94.2 al Cartei ONU, au efect obligatoriu. Mulțumesc.
efectul obligatoriu a acestora iarăși mă impune să cred că au aceeași pondere juridică. Dar dacă facem o diferență referitor la numărul participanților, atunci cum o egală? Efectul ergo omnes. Efectul. Până oară, de exemplu, acum pe una dintre cauzele care se află la CIJ, în ceea ce privește diferentul dintre Ucraina și Federația Rusă în baza Convenției cu privire la genocid, am avut un număr record de intervenții. Și intervențiile astea înseamnă că statele își asumă faptul că hotărârea pe diferentul caz o să fie obligatorie și pentru ele. Deci, la nivel, dar în același timp avem tratate regionale, avem tratate cu o participare mai largă sau mai mică, avem tratate cu 20 de părți, cu 3 părți, cu 190 până oară de părți și unul. Și în sensul ăsta, nu știu, depinde ce comparăm, să-i spun așa. Dar eu le-aș egala, fiindcă bună oară hotărâri, dacă o să fie dată o hotărâri sau care n-ar fi hotărârea pe cauza asta referitoare la Convenția cu privire la genocid, ea o să fie obligatorie atât pentru Federația Rusă, atât pentru Ucraina, cât și pentru toate statele care au intervenit în proces și au scris declarații de intervenție. Eu asta am predat în 2014, când m-a susținut teza de rentabilitate și m-a revenit despre pizza. Problemă constantă actuală. Vă mulțumim mult. Stimați membri ai comisiei, stimată audiență, sunteți satisfăcuți de răspunsurile doctorandei? Mai aveți întrebări? Ce după bămâne? Utilizarea termenilor nu reprezintă realitatea vis-a-vis de satisfacție. Clar. O să mai discutăm mai târziu despre aceste aspecte. Permiteți să trecem la următoarea etapă. Conform procedurii operaționale de depunere și de susținere a tezelor de doctorat, noi trecem la etapa când secretarul Comisiei de Doctorat prezinte avizul Comisiei de Îndrumare și departamentului în care a fost formată doctoranta, Departamentului Drept Internațional și European. Deci, secretarul Comisiei prezinte care au fost observații, recomandări, ulterior, doctoranda o să se expună asupra celor care au fost luate în considerație sau nu și din ce motiv. Propun. Domnul președinte, vă mulțumesc mult. Referitor la avizul Comisiei de Îndrumare, din care, în componența cărora era formată din domnul Smochescu Nicolae, profesor la Universitatea Dr. Drept, conducătorul de doctorat, membrii comisiei fiind nemijlocit cu doamna arhivist Victoria, profesor cercetător, doctor habilitat în drept, doamna Sârcu, profesor universitar, doctor habilitat în drept și doamna Doru Olga, conferențar universitar, doctor în drept. În urma evaluării preliminare a tezei de doctorat și a rezumatului ei, comisia și-a exprimat acordul privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat de referință. În aviz au fost expuse opiniile Comisiei de Îndrumare în ce privește noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, respectarea cerințelor stabilite în ghidul școlii doctorale de redactare a tezei de doctorat, respectarea eticii și deontologiei profesionale, adică lipsei plagiatului, numărul și calitatea publicațiilor științifice, participării la conferințele științifice și sinteza specialiștilor participanți la evaluare. Drept rezultat, teza a fost recomandată, Comisia de Îndrumare și-a exprimat acordul privind admiterea pentru susținerea publică. De asemenea, în ce privește avizul privind admiterea pentru susținerea publică de doctorat a Departamentului Drept Internațional și European. Avizul datează din 2 decembrie 2021. În urma evaluării preliminare a tezei de doctorat menționate și a rezumatului ei, Departamentul Drept Internațional și European a constatat următoarele. În ce privește noutatea și originalitatea lucrării. În lucrarea de doctorat, autoarea a pretins să exploreze și să evalueze rolul de garant al tratatelor internaționale valide în realizarea principiilor și normelor de drept internațional, studiul având un caracter de pionerat în spectrul lucrărilor naționale în materie de dreptul internațional public. În ce privește suportul metodologic al lucrării. În lucrare a fost utilizată o bază metodologică științifică relevantă scopului cercetării. Referitor la relevanța științifică a rezultatelor.
Investigația științifică realizată a permis formularea concluziilor relevante domeniului cercetării. Astfel a fost actualizat conceptul doctrinar al tratatului internațional, a fost elucidată evoluția istorică a codificării dicilor de consimțământ în Convenția de la Viena și în dreptul tratatului din 1969. În ce privește respectarea cerințelor stabilite în ghidul școlii doctorale de redactare a tezei doctor, teza corespunde în mare parte ghidului școlii doctorale, totodată autorului i-a fost sugerată tehno-redactarea lucrării în vederea excluderii erorilor gramaticale și paginarea conform. În privința respectării eticii și deontologiei profesionale, lucrarea nu prezintă semne de plagiat. De asemenea, numărul și calitatea publicațiilor științifice, participărilor la conferințele științifice, publicațiile sunt relevante și numărul, natura acestora, corespunde cerințelor reglementate în acest sens. Rezumatul tezei de doctor reflectă conținutul tezei de doctorat. Vis-a-vis de recomandările prezentate de către Departamentul de Drept Internațional și European, în ce privește admiterea pentru susținerea publică tezei de doctorat elaborată de doamna Augustina Șima. În ce privește expresia finală din conținutul tezei, precum că tratatele internaționale valide și în vigoare devin marcate de un relativism politic profund, asigurând totul și nimic, nimic și totul este considerată exagerată și se propune a fi omisă. 2. Relaționarea și armonizarea mai strânsă a tematicii tezei de doctorat cu scopul de bază al tezei și reflectarea respectivii corelații în introducerea și concluziile generale ale tezei de doctorat. 3. Recomandarea de a fi folosită baza de date a Consiliului Europei în ce privește pentru capitolul 3 în calitate de sursă. 4. Expunerea mai clară a compartimentului valoarea aplicativă a tezii din adnotarea și introducerea lucrării științifice. Revizuirea erorilor de ordin tehnic redacțional din conținutul tezei doctorat. Excluderea anexelor care preiau referințe ample de reglementări internaționale. Deși lucrarea se prezintă în calitate de studiu în domeniul dreptului internațional și european public, conținând o teză formulată în titlu, aceasta urmând a fi demonstrată în conținutul lucrării, lecturarea integrală a lucrării nu permite să afirme că autorul și-a atins scopul. 8. Lucrarea, atunci când va fi prezentată în vederea inițierii demersurilor susținerii publice, va conține CZU. Textul lucrării, așa cum este prezentat în cadrul evaluării prealabil, conține multiple erori gramaticale, paginare, necorespunzătoare, aspect tehno-redacțional. Adnotarea în domeniul de studiu urmează a fi suplinită cu dreptul tratatelor. Capitolul 3 urmează a fi redenumit ori repetarea exactă a titlului tezei într-un singur capitol relevă dubii vis-a-vis de relevanța conținutelor și celorlalte capitole. În introducere, respectiv în adnotare, autorul pretinde să realizeze lucrarea la un subiect neexplorat anterior în doctrină. Se estimează din partea departamentului că această poziție nu corespunde realităților, cel puțin în doctrina străină, subiectul validității tratatelor a fost substanțial cercetat, fapt demonstrat și prin suportul bibliografic impresionant al tezei. La etapa evaluării prealabile a tezei de doctorat, denumirea potrivită pentru conținut material științific din paragraful 1 este tratatul internațional izvor de drept internațional. Se sugerează să fie schimbată denumirea paragrafului sau conținut acestui pentru a corespunde denumirii. Pagina 33 este propus în calitate de sinonim pentru comunitatea internațională conceptul de societate internațională. Este necesar să fie consultată doctrina franceză de drept internațional public PELE. Conceptele se deosebesc în categorii. De asemenea, s-a constatat o imprecisă afirmație, principiile de drept completează alte surse de drept internațional. S-a recomandat excluderea conținutului din paginile 61-65 ca fiind de relevant scopul și obiectivelor cercetării, codificarea principiilor fundamentale de drept internațional și conținutul actului final al Consiliului pentru Securitate și Cooperare în Europa. În pagina 91 este identificată o constatare făcută de autor, o eroare indusă prin fraudă, două este reglementat de articolul 49 al Convenției de la Viena din 1969. Se estimează din partea departamentului că această afirmație incorrectă întâlnei influențe făcând diferența substanțială dintre cele două obicei de consimțământ reglementate prin instinct de Convenția din 69. Cu referire la recomandarea de legiferendă din
pagina 234, se recomandă să fie reformată în vederea evitării utilizării termenului de drepturi la ghetto. De asemenea, în calitate de recomandare cu caracter general pentru studii realizați, este sugerat autorului să analizeze impactul dezvoltării tehnologiilor informaționale asupra formei și procedurii privind tratatele internaționale. În contextul celor expuse, Departamentul Dreptului Internațional dă aviz pozitiv tezei de doctorat la tema validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional, realizat de Augustina Schimann. Se recomandă admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat cu luarea în considerare a recomandărilor indicate supra. Se recomandă în acest sens și elaborarea unui note tabel ce vor demonstra modul de operare a modificărilor în conținutul tezei. Tabelul de conformitate sau de concordanță este prezent la materialele de sală. Stimați membri comisiei, este o dovadă, avizul prezentat de secretarul comisiei, că se lucrează în departament, se fac obiecții, recomandări. Poftim, oferim cuvântul doctorandii, vă rog să vă expuneți în ce măsură ați preluat obiecțiile, ați redactat, ați revăzut. Poftim. În primul rând, am ținut să menționez colectivul Departamentului Drept Internațional și European Public pentru o intervenție foarte pertinentă venită să îmbunătățească conținutul și demersul meu științific. Bineînțeles, majoritatea acestora au fost luate în considerație. Au existat momente unde, bineînțeles, am avut o opinie de autor și acestea fiind spuse, vreau să aduc lumina asupra puținilor, foarte puținilor recomandări care nu au fost luate în considerație. Cu referire la aprecierea, iarăși că expresia finală are un conținut cumva dramatic sau exagerat, țin să reiterez faptul că este o expresie de autor care are ieșit din activitatea mea atât științifică cât și practică în drept internațional public, menită să încurajeze amendamente la Carta ONU și având un caracter profund empiric. În același sens, cu referire la obiecția, precum că referitoare la caracterul de garant al tratatelor internaționale, țin să menționez faptul cu atât de mai mult și originalitatea. În noțiunea în cauză nu se găsește foarte frecvent pe parcursul tezii de doctorat, motiv pentru care ea nu este explorată în doctrină. Este o lentilă analitică, critică, care are un caracter inovativ, moment pentru care și sintagma de garant nu este analizată doctrinar foarte, foarte, foarte frecvent, fiindcă nu există în acest sens sursă doctrinară. Cu referire la redenumirea capitolului numărul 3, care se numește în felul următor, validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional, semnul întrebării. Ghidul privind redactarea tezei de doctorat în versiunea sa din anul 2022 și rezumatul de redactare a tezei și rezumatul nu conțin interdicții vis-a-vis de punerea semnului de întrebare sau vis-a-vis de a pune la dubii, să-i spun așa, unele deziderate cercetative, motiv pentru care, nefiind interzis, a fost utilizat. Cu referire la remarca că în adoptare autoarea pretinde să realizeze lucrare la un subiect neexplorat anterior în doctrină, țin să reiterez că lucrul este adevărat. Majoritatea surselor doctrinare se referă la însuși studiul vicelor de consimțământ așa cum sunt ele codificate în Convenția de la Viena, dar niciunul dintre sursele doctrinare existente nu a scos în lumină care a fost procesul negocierilor și care a fost raționamentul. De ce noi în anumite articole le avem într-o anumită redacție? Care au fost argumentele din spate? Care au fost pozițiile exprimate de state? Ori asta a venit și a prezentat în prezent teza de doctorat. Și cu referire la remarca de final, vis-a-vis de faptul că în calitate de recomandare cu caracter general pentru studiul realizat, sugerăm autorului să analizeze impactul dezvoltării tehnologiilor informației asupra formei și procedurii încheierii tratatelor internaționale, țin să spun că, într-adevăr, subiectul în cauză constituie una dintre preocupările bianuale
ale Adunării Generale a ONU și mai presus de atât ale Comisiei a 6-a, Comisiei Juridice a Adunării Generale a ONU. Punctul se numește în engleză Strengthening and Promoting the International Treaty Framework. În prezent, statele membre ONU nu au identificat un consens cu referire la practicile de încheiere a tratatelor în sensul transpunerii electronice a acestora, inclusiv de aplicarea semnăturii electronice. Motiv pentru care, bună oară, anul trecut, la nivelul Comisiei a 6-a Adunării Generale a ONU, am convenit că subiectul este prea sensibil, prea neuniform aplicat în practică pentru a mai fi și codificat, și acesta a fost pur și simplu amânat pentru sesiunea a 78, adică peste încă 2 ani o să fie analizat, fiindcă în prezent nu există o practică de stat uniformă de utilizare a instrumentelor electronice pentru încheierea tratatelor. Cu toate acestea, ne reușim să realizăm un mic progres, și anume faptul că în regulamentul actual al ONU de punerea în aplicare articolului 102 al Cartei, adică regulamentul de înregistrare a tratatelor internaționale, a fost introdusă o prevedere prin care Secretariatul Organizației Națiunilor Unite a început să recepționeze tratatele bilaterale și multilaterale spre înregistrare, inclusiv în format electronic. Asta este unicul progres care s-a reușit la nivelul statelor membre. Admite, practica este prea neuniformă pentru ca subiectul să fie reflectat în doctrină și ulterior în teza de doctorat. Mulțumesc! Vă mulțumim mult! Întrebări, obiecții, recomandări, dacă aveți, la această etapă? Mersi! Trecem la următoarea etapă, cea mai valoroasă, și oferim cuvântul referentului Comisiei de doctorat, care să expun succint, prezintă analiza și succint să expun asupra posibilității obținerii de către doctorant a titlului științific pretins. Oferim cuvântul precis, ca să nu discriminăm. Bine, oferim cuvântul profesorului universitar, doctor habilitat în drept, domnul Oleg Bolan. Respectăm ordinea de precădere. Este un principiu important în dreptul internațional. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna președinte. Deci, o să încep cu faptul că, spre deosebire de alte susține, prezentarea acestei lucruri de astăzi, după cum ați văzut, a provocat o discuție destul de largă, inclusiv prin prezentă prin participarea publicului. Și cei care sunt în comisie fiind specialiști, cumva, dar atunci când apare întrebări din sală, deja asta înseamnă că este prezent un interes. Deci, prima teză post-sovietică susținută la dreptul internațional public a fost teza lui Eduard Cervenco, comunicator științific, domnul profesor Smochescu. Fost teza doamnei Eliana Pungă. Așa. Înseamnă că a doua teză, 99, Eduard Cervenco, la care am fost și eu prima dată referent oficial, succesiunea statelor în dreptul internațional. Și încă atunci, de ce am făcut referentul la Cervenco, încă atunci se vorbea despre necesitatea reformării Cartei ONU, necesitatea reformării Consiliului de Securitate, necesitatea reformării, în general, a structurii ONU, lucru care a apărut și astăzi în discuții și în prezentarea dumneavoastră. Desigur, toți sunt conștienți despre acest fapt, dar noi, de tot de atunci, de prin 98, în aceeași conferință, l-am corectit pe domnul profesor Osmachescu, Părintele Dreptului Internațional Moldovenesc, deci noi tot ajungem la această discuție, necesitatea modificărilor Cartei ONU, necesitatea și fiecare doctorant vine cu o propunere de legiferare. Și noi tot timpul ne întrebăm, dar oare cum se va putea ajunge vreodată că aceste propuneri bune, suficient de bune, multe bune, își vor găsi eventual locul în Carta ONU, își vor găsi locul în careva reglementări internaționale, convenții internaționale. Dar desigur că rămânem fără răspuns, pentru că noi vedem ce se întâmplă astăzi, proprietățile confiscate, mai bine zis, sequestrate peste hotare, care este ponderea dreptului de proprietate în comparativ cu prevederile convențiilor și dorinților unor populiști politici, care se încearcă a promova unei opinii asta la nivel internațional. Și înțelegem că există, de fapt, o
a da o altă pondere dreptului internațional. Vis-a-vis de sursele dumneavoastră bibliografice, așa cum v-ați exprimat, la baza lucrării șed foarte multe surse bibliografice, bune, suficient de bune, dar nu tot timpul și cele autohtone. Deci, doamna Sârcu, în 2014, a strâns teza de doctor habilitat sub Rusești și Podbaim Ciutkin Rukavodstvo. Și dumneavoastră aveți punctul 3.2, practica neexecutării de către membrii permanenți ai Consiliului de Securitate a ONU a deciziilor Curții Internaționale de Justiție. Iar dumneai, în teza de doctor habilitat, care după aceea a fost publicată sub forma de monografie, are răspuns la aceste întrebări, lucru pe care nu l-ați indicat în lucrarea dumneavoastră și în lista bibliografică. Totodată, tema este una grea. Deci nu este o temă ușoară, care ar permite, sau care ar fi pe înțelesul tuturor. Făcând parte din partea teoriei dreptului internațional, sunt sigur că nici cei din sală, toți prezenți, nu au putut intra în esența tuturor abordărilor făcute de dumneavoastră. Tema necesită cunoștințe profunde pentru a putea fi tratată, fapt de care dumneavoastră ați dat dovadă. Deci, după mine, prezentarea a fost una pe măsură, ca și conținutul. Eu am susținut prima teză de doctor la Cluj în 1998, iar probabil domnul profesor a știut, profesorul Boguș, probabil regretat profesor Boguș, care a făcut doctoratul la Moscova și care se plângea, zicea că rușii îi spuneau că băi, tu mai bine scrii decât vorbești. Deci, în cazul dumneavoastră, lucrurile au stat exact corect. Ați scris bine și ați prezentat bine. Deci asta înseamnă o cunoaștere profundă a noțiunilor, o cunoaștere bună a conținutului și o îmbinare a conținutului cu practica și activitatea. Lucru probabil care va permis activitatea pe care o desfășurați. Dacă mă refer la cerințele ghidului, teza împlinește toate condițiile pentru o asemenea tip de lucrări, iar mie nu rămâne decât să-l felicit pe domnul profesor cu susținerea următorului doctorand, iar dumneavoastră îți doresc succes și să fiu de acord cu conferirea titlului de doctor în drept internațional și european public pentru doctoranda Shiman Augustin. Felicitări! Vă mulțumim mult, domnul Balan, mersi mult. Eu propun să vă expuneți după, da? După ce să expun toți referenți de comisie. Oferim cuvântul următorului referent comisiei de doctorat, doamnei Sârcudeană. Vă rog, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă tehnic, stimați colegi, public. Eu mă bucur că mă aflu acasă, inclusiv cu această frumoasă ocazie și mi-dor de comunitatea științifică locală, mi-dor de astfel de sindrofii științifice. Particip cât de des pot și cu mare plăcere. Teza o cunosc nu de azi, nu de un an și nu de doi. Am făcut parte din comisia de îndrumare. Și nu doar teza o cunosc de mai mulți ani, și pe doctorandă o cunosc de mai mulți ani, pentru că a fost și studentă, și studenta mea în cadrul ciclului 2 de masterat. Și mă bucur că în sală văd foștii mei studenți la fel de buni, inclusiv și o doctorandă care și eu aștept rezultatele demersului său științific. Mă bucur că foștii studenți participă activ și nu uită de știința, de știința dreptului internațional public, de care noi, cei prezenți, suntem în mod particular afectați și îndrăgostiți. Nu oricare teză produce astfel de interes științific și Augustina ar trebui să se bucure pentru că faptul că avem multe întrebări și teza suscită un viu interes, asta este pe locuri și de bine, dar și îngrijorător pentru dezvoltarea dreptului internațional public, înseamnă că nu toate sunt soluționate și dreptul internațional public se dezvoltă, se mișcă și este viu. Dinamic. Asta este important.
ce domnul profesor Balan a început prima întrebare cu motou, să știți că din propria mea experiență, ori de câte ori începeam cursul de drept internațional public în fața studenților mei și înainte de a face primul pas în auditoriu, aveam și eu îngrijorarea asta. Ce o să le spun eu lor când e prima reacție cu care o să vină, o să zic, dar nu există un astfel de drept, pentru că uitați ce se întâmplă în lume. Și atunci îmi aduc aminte de domnul nostru decan, care este profesor de drept penal și care ar trebui să se confunde cu și mai mare îngrijorare, pentru că ziua în domn decan câte infracțiuni se comit în cadrul unui stat. Mii de infracțiuni. Atunci toți studenții ar trebui să-i reproșeze. Domn decan, dar nu există obiectul dumneavoastră, nu există astfel de drept penal, pentru că el se facă ziua. Și atunci mă liniștesc. Da, dar preocuparea rămâne cu adevărat. Teza, eu o felicit pe doctorandă și pe conducător științific, dar subservem felicit și comisia de îndrumare. Este în parte și meritul nostru că avem o astfel de teză astăzi pe masă, în atenția dumneavoastră. Eu am făcut referatul și avizul. Ele sunt absolut pozitive, eu m-am dat toate calificările pe tot parcursul progresiv al creației științifice. Totuși, astăzi o să punctez trei aspecte și nu neapărat este o critică. Este un demers științific care poate pe viitor, în preocupările științifice, o să aibă loc anumite dezvoltări și atunci eu aș vrea să-i sugerez auditorii pentru eventuală publicare a unei monografii dacă veți ține cont de aceste sugestii. Augustina este, în primul rând, diplomat. Și asta se reflectă și în teze eleganța cu care a propus anumite reforme, anumite modificări Cartei ONU și reforme Consiliului de Securitate. Însă, în toată eleganța asta, Augustina, eu v-aș sugera să țineți cont și de realitățile existente în geopolitica internațională, pentru că totul se schimbă acum, lumea se schimbă, noi suntem în pragul unor cardinale schimbări și teritoriale, și sociale, și tehnologice. Lumea se mișcă cu o viteză enormă și asta afectează și va afecta și dreptul internațional public și îl afectează. Deci, poate o reformă mai radicală a Consiliului de Securitate, inclusiv modificările ale Cartei 1, se impun chiar de acum, să nu așteptăm noi alte dezvoltări. De exemplu, eu aș propune cu curaj în genere abolirea dreptului de veto. Pentru că care este sensul dreptului de veto în prezent când nu avem alte mecanisme și veto pe alocuri blochează chiar și acele mecanisme pe care le avem. Sau, ați propus alineatul 3, da, el este bun la articolul 94, dar și atunci, în 2014, când eu făceam demersul nou științific pe actul jurisdicțional internațional, mi-am pus și eu exact aceleași întrebări. Cum fortificăm executarea hotărârilor Curții Internaționale de Justiție? Este oare suficientă doar abținerea celor implicați de la luarea deciziei? Sau poate introducem în 94 o consecință reală? De exemplu, și acest exemplu l-ați deschis. Pentru că nu uitați că avantajul CIJ-ului în comparație cu cei a doua curte de la Strasbourg îi lipsește caracterul coercitiv. Pentru că Comitetul de Miniștri nu are aceleași pârghii ca și Consiliul de Securitate. Și poate este cazul să introducem asemenea pârghii în 94, în articolul 94 din Carta ONU. Aici m-ar fi plăcut, și asta este a doua mea sugestie, ca în teză anume la acest aspect să se facă o paralelă totuși cu articolul 59 din articolul 46 aliniat 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde Consiliul Europei a înțeles acest mecanism, lipsa acestui mecanism de a face executorie hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, și a propus un mecanism juridic ca Comitetul de Miniștri să sesizeze Curtea cu votul a două treimi pe motivul neexecutării hotărârilor Curții. Și noi deja avem două precedente. Primul precedent a fost Mamadov contra Azerbaijan și al doilea precedent este chiar din anul ăsta, 22, Cavala contra Turcie. Sunt două semne când,
și semne, sunt două semnale, semnale juridice, când se constată printr-o hotărâre a unei jurisdicții internaționale că două state nu execută o hotărâre a unei jurisdicții internaționale. Acestea sunt mecanisme deja juridice, care, apropo, pot servi ca temei excluderea din organizație. Și cel de-al treilea aspect, dar cel de-al treilea aspect nu pot imputa lipsa lui intensă, pentru că realitățile, cum am spus, se mișcă foarte rapid, ori dumneavoastră nu puteți să, la nesfârșit să întindeți susținerea tezei dumneavoastră, e bine să puneți punct și să mergeți spre susținere. Ieșirea Federației Ruse, excluderea Federației Ruse din Consiliul Europei. În cadrul Consiliului Europei s-au adoptat peste 200 de tratate internaționale, peste 220 de tratate internaționale europene. Și iată momentul care se cere a fi cercetat, cum rămâne valabilitatea acestor tratate în privința Federației Ruse și modul de executare a lor în continuare. Pentru că ele nu sunt la fel în această privință și opozabile Federației Ruse. De exemplu, Federația Rusă continuă calitatea de stat parte într-o serie de tratate și încetează automat într-o altă serie. Și încetarea într-o altă serie vizează inclusiv și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și aici intrăm într-un mare impas. Curtea a intrat într-un mare impas, pentru că calitatea de stat parte a încetat la tratat, a încetat din 16 septembrie anul ăsta și curtea se confruntă cu o avalanșă de peste 16.000 de cereri contra Federației Ruse în baza acestui tratat. Și soluții nu există deocamdată. Pe viitor, ar fi interesant să cercetați și aspectul respectiv. Când urmarea unor sancțiuni, statul încetează calitatea de membru a unei organizații, subsecvent îi se retrage calitatea de stat parte în anumite tratate, dar efectele rămân. Și ce se întâmplă cu acele efecte, cu asemenea efecte? Nu uitați că din 16 septembrie, de fapt din 16 martie, a încetat calitatea de stat membru a Consiliului Europei, ce se va întâmpla cu executarea hotărârilor Curții Europene. Deci asta este tot o mare întrebare. Dar, afară de ceea ce am spus eu acum, care sunt noi piste pentru reflecție, eu felicit doctoranda, felicit conducătorul științific, felicit departamentul nostru, pentru că asta este realizare și a departamentului nostru și a școlii noastre doctorale, când asemenea teze de o asemenea calitate ies din formatul nostru, din celula noastră primară științifică. Și vă urez succes în continuarea activității practice pe care ați ales-o, să implementați cu succes și să valorificați cu succes concluziile dumneavoastră la care ați parte din științifice și care noi, și la care noi astăzi subsemnăm. Vă mulțumim dublu pentru munca în calitate de membru Comisiei de Îndrumare și evident pentru munca în calitate de referent al Comisiei de Doctorat. Referim cuvântul următorului referent al Comisiei de Doctorat, domnul Alexandru Cabuia, profesor universitar, doctor în drept. Stimați doamne președinte, stimați deputați, stimați colegi, stimați universității de stat în Moldova, stimați domnișoară doctorant. Este pentru mine deosebită plăcere să văd că există oameni care au suficient curaj să depășească limitele canonice pe care le-am stabilit noi. Bine, acum eu n-am pretenția că am contribuit foarte mult la stabilirea lor, dar recunosc că am fost fricos să încerc să le depășesc. Mai bine zis, am încercat să fac asta în 2011, dar asta a fost dureros. Și mă bucur că eu sunt aici. Ca să vă spun că dacă asta era o teză la alte domenii de drept, fără a face referință, eu cred că cu siguranță erau oameni
care o spui că nu se poate de formulat în materie obiectiv, deși de atât, că nu se poate de formulat în materie obiectiv. De asta demonstrați că se poate de formulat trei obiective concrete și de ajuns la niște concluzii încă mai concrete. De asemenea, nu se poate de formulat obiectiv cu termen de genul studiere aprofundată, fiindcă studierea aprofundată nu poate fi un scop în sine. Și spun asta numai ca să se audă și la cameră și peste tot, că odată și odată trebuie să înțelegem canoanele astea noastre, rigorile astea noastre, procedurile astea noastre, pe care noi le ridicăm la nivel de mai religie, ele nu contribuie cu absolut nimic la elaborarea și edificarea unei cercetări științifice. Atât timp cât aceste instrumente birocratice distrug în fașă inițiativa de cercetare și de dezbatere veritabilă în uniformă a unei idei, atât timp, după mine, ele nu fac altceva decât să ne fie mai mult inutile decât utile. De aceea, eu mă alătur la verdictul anunțat de antipăritor și vă spun că eu să votez cu ambele mâini și absolut sigur pentru conferirea titlului de doctor în drept internațional și european public către dumneavoastră, dar profit de ocazie pentru a spune următoar de lucru. Raportul este și diferența asta mare între dreptul internațional și european public și dreptul național în oricare de cei 193 de state este faptul că raportul dintre emitenții normelor și cei care sunt destinatari, așa cum spuneam și la întrebare, este perfect diferit, absolut diferit. Într-un stat, întotdeauna există un instrument de implementare, eficiență, dar asta e alt termen. Și aici este dreptul constituțional, administrativ, specialiștii care de mult au pus lucruri la fel. Iar noi, internaționaliștii, avem câteodată naivitatea să încercăm să vedem în dreptul internațional public același lucru ca și întoarce de la alte ramuri de drept. Negând acest lucru pe care îl predăm studenților și le explicăm, stimați viitori juriști, nu căutați în dreptul internațional public mecanisme și instrumente de implementare la fel de eficiente ca în interiorul statului, pe simplu motiv că ele nu există și nici nu poate să existe. Aici și eu în speranța că nimeni să nu se supere. Și doi. Există, în opinia specialiștilor în domeniu, o ramură care este în proces de formare, unii deja o recunosc ca fiind dreptul internațional securității sau dreptul securității internaționale și mai multe polemică în sensul denumirii ca și între internațional penal și penal internațional decât în esență. Dar eu vreau să vă spun aici un lucru de esență care sper eu să vă fie util acolo unde sunt munciți și munciți deja dumneavoastră. Există prima paradigmă de asigurare a securității bazată pe echilibru de forță și a funcționat dintotdeauna. Noi, în omenirea, și îmi place că dumneavoastră utilizați acest lucru și să noi, internaționaliști, nu suntem să spunem, da, noi, omenirea, am inventat o nouă paradigmă care se numește paradigma asigurării securității bazată pe securitatea colectivă. Sublinez, am inventat-o și tot ce își inventează omul rămâne fel ca om, adică imperfect și efemer, iar această paradigmă s-a dovedit a fi în cei 71 de ani de existență Organizației Națiunilor Unite, nu tocmai eficient. Și dacă vrem să explicăm realitățile prin prisma acestei paradigme, iată ne merim în aceste situații, când parcă nu există răspunsuri, când parcă ei sunt tratate, dar ele nu sunt suficient de bine aplicate, parcă sunt obligații internaționale, dar parcă subiecții care ar fi vizați direct, pun aceste blocaje care le-au creat de sine stătător. Doar acest drept de veto nu este altceva decât dictatul celor care au câștigat prin războiul 2000, față de cei care au pierdut. Și toată lumea științific, care se respectă, recunoaște acest lucru. Și dacă ceilalți membri organizației la Consiliul Securitate cu drept de veto, în afară de Federația Rusă, care încalcă astfel în rând, făcut același lucru pe parcursul celor 71 de ani, acum nu fac, nu mai erigez eu un statut cumva a rușilor în această situație. Dar vreau să constatăm noi, ca oamenii care citim și alte cărți decât cele care ne se pun pe masă, să constatăm că atât timp cât nu vrem să recunoaștem că există o singură paradigmă de asigurare a securității bazată pe echilibrul de forță. Iată, este Federația Rusă care a avut excedentul de forță, a avut capacitatea și a asumat riscul și generează crimele de război și crimele contra umanității care se întâmplă la distanță mai mult decât periculoase de hotarele noastre. Ce se va întâmpla? Va veni și este deja aici la prut și ar putea să fie
în câteva zile, nu numai la Prut, o altă structură militară care se numește Organizația Atlanticului de Nord. Iar mai departe nimic nou sub soare, ca și în primul și în al doilea război mondial. Două sau mai multe forțe care au interese diametral opus. Spun asta nu pentru a potența pesimismul, și încă o dată reiterez. Dreptul internațional public are cu totul alt paradigmă decât dreptul național, nu căutăm acolo răspunsul care nu există și sper că noi, de acum încolo, o să colaborăm mai mult, o să muncim mai mult, o să criticăm idei și nu persoane, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru curajul că mi-ați demonstrat că și în anul 2022 în Republica Moldova sunt oameni cu suficient curaj, cu suficiente capacități care pot să facă abstracție de multe lucruri care nu sunt importante și să facă o cercetare la care eu, credeți-mă, să fiu mândru, să-i folosesc fișorilor, că poate și în cursul ăsta am fost prezent, așa cum și domnul rector și conducătorul dumneavoastră și conții, să mă îndresc cu rezultatele pe care le-am făcut în secolul trecut. Eu chiar am dreapt. Prima dată, să-i felicitări, domnul profesor, să-i felicitări pentru dumneavoastră, v-am mulțumit. Vă mulțumim mult, domnul Căuia. Poftim, oferim cuvântul doctorandei ca să se expună asupra avizelor referenței. Eu țin să mulțumesc în suflet pentru avizele referenților. Țin să promit că în intenția de care mi-a fost sugerată și de către conducător științific va urma și monografie, iar toate recomandările vor fi ferate. Bineînțeles că se vor regăsi în textul final, în manuscrisul propus pentru monografie. Și în același timp mulțumesc în mod particular și doamnei Sârcu pentru ideile care au fost implementate în conștiința mea. Cred că este o încurajează o cercetare și mai aprofundată pentru o lucrare viitoare și vă mulțumesc tuturor pentru aceste anunțate. Mersi mult! Conform procedurii operaționale care au menționat domnul Căuia, noi ar trebui să trecem la etapa dezbaterii științifice, dar noi considerăm că este necesar să-l ascultăm pe domnul Nicolae Gheorghe Smochescu, conducător științific, care se va expune nu asupra conținutului lucrării, dar asupra procesului de conlucrare cu doctoranda și în ce măsură ea a reușit așteptărilor domnului conducător științific. Poftim, Nicolae Gheorghe, vă oferim. Mulțumesc, doamnă președinte. Privează de dreptul lor ce pasă. Într-adevăr, dacă vorbim de conlucrarea cu doctorata care astăzi a prezentat teza de doctor și am ascultat cu toți prezentarea, ea durează practic nu din momentul când a devenit doctorat, adică în 2016, dar durează din 2011, când pentru prima dată am văzut-o în locul 7, în rândul 3, în următorul 507, la anul 2. Deci, la locul, la ora. În 3 septembrie. De atunci și până ziua de astăzi, conlucrarea noastră a fost la diferite nivele, teza de licență, mai târziu teza de master, teza de doctor. Din toate punctele de vedere a fost o conlucrare foarte corectă, o atitudine extraordinară de responsabilă a doctorandei. Poate în ultimii 3 ani, de când a plecat în misiune, eram un pic prea grăbită, prea insistentă. Dar asta se explică pe aceea că dacă lucrarea a fost gata în 2000, lucrarea era gata, trebuia să fie făcută și susținută. Dar a fost numită în funcție, în calitate de secretar al reprezentanței noastre permanente pe Organizația Națiunilor Unite. Pe urmă s-a început pandemia și, într-adevăr, s-a întins în loc de 3 ani, cei 6 ani. Și asta explică și scuze existența, poate și graba, care cel mai greu lucru a fost și pentru mine, probabil că diferența de timp, că când era dimineața pentru voi, era noaptea târziu, dar trebuia să discutăm, trebuia să ținem
tot cei trei ani cât a fost admisiune, practic, rar. Nu, n-a fost săptămână, practic, nu comunicăm, două, trei ori pe săptămână. Deci, încă o dată, repet, o convocare foarte corectă de toate punctele de vedere. Ceea ce este caracteristic pentru Augustina, în toate acțiunile sale, chiar și cele care sunt în afara tezii de doctor. Eu am în vedere celelalte activități ale ei, care sunt tot activități de creație, așa cum a spus astăzi doamna profesor Diana, că și o lucrare, o teză de doctor, tot este o creație. Dar pentru om și om de creație, insistența și de răbdare este caracteristică. Iată, asta având în vedere, am spus ce e de conclare cu Augustina, și acum vreau să spun sincer mulțumesc. În primul rând, Comisiei de Îndrumare, care a fost întotdeauna foarte receptivă la tot ceea ce făceam noi, împreună cu Augustina, întotdeauna toate propunerile care se făceau, uneori și rezerve, au avut un caracter pozitiv, un caracter care avea ca obiectiv îmbunătățirea calității lucrării. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru susținere care este azi și mă bucur, mi-a spus de mult mă bucur și m-am bucurat când iată cei care stau aici, cinci au acceptat să fie membri Comisiei de susținere a tezii de doctor Augustin. Mă bucur și mă mulțumesc tuturor membrii catedrei care au susținut întotdeauna teza. Au susținut întotdeauna și pe mine și pe Augustin. Și sper că tot ceea ce a spus astăzi membrii Comisiei de Îndrumare se va ține cont pentru viitor, pentru că, într-adevăr, lucrarea are un caracter profund, care poate fi dezvoltat mai departe și observațiile pe care le-am spus, dar recomandările care au fost astăzi spus, sunt foarte și foarte utile și la locul sau. Mulțumesc! Vă mulțumim mult! Vă mulțumim mult, Nicolae Gheorghe, din suflet! Și din partea noastră, că noi ambii suntem doctoranții dumneavoastră și mersi mult că, iată, sădiți această sămânță, da, științifică în cercetătorii autohtoni. Vă mulțumim mult și pentru sfat și acum, la momentul de ori, ne oferiți suport și sfat în activitatea noastră. Vă mulțumim mult! Stimate audiență, stimați membrii Comisiei de Doctorat, trecem la următoarea etapă, care se numește dezbaterea științifică, în care toți participanți în auditoriu, din publicul larg, din membrii de Comisiei de Doctorat, au posibilitatea să se expună, să oferă întrebări, să vă expuneți recomandări, poate cineva are obiecții, mai puțin așteptați din loc. Da, poftim și vă rugăm mult să vă expuneți, chiar și membrii familiei aveți dreptul să vă expuneți cu privire la procesul care se desfășoară astăzi. M-a deranjat responsabilitatea prea mare pentru studiile făcute, fie la facultate, fie masterat, fie studii științifice, studii de doctorat, și apurinii, și dedicația asta din calea afară. Dedicația. Lucru, știință, lucru și nimic pentru sine sau posibil mai puțin pentru familie. În schimb, eu sunt mândru. Mulțumesc departamentului, mulțumesc domnului profesor Osmotescu, care, într-adevăr, nu știu, erau ca tată cu fică, mulțumesc comisiei, îndrumătorilor, mulțumesc domnului decan și să nu plâng eu bărbat în fața dumneavoastră, permiteți să mă retrag. Vă mulțumesc,
să rămână și într-un ceas bun. Mulțumim mult și vă asigurăm că doar prin așa persoane care se dedică cu tot sufletul și cu așa efort îți fac schimbări în interesul omenirii, așa putem să zicem, așa că ne bucurăm că avem un astfel de reprezentant, pe care noi l-am format. Asta am avut în vedere. Poftim! Cine mai dorește să se răspundă? Dacă aveți ceva de spus? Dacă îmi permiteți să vin, da, vă știu. Am să fiu și eu succint. Doamna președinte, stimați membri comisiei, stimată audiență, pentru mine la fel este o onoare și o fericită ocazie să fiu astăzi la apărarea tezii domnișoarei Augustina Schumann, pentru că, într-adevăr, noi am avut ocazia și ne întâlnim și noi în calitate de student-profesor, dar iată că, în parcursul anilor, această relație s-a consolidat și deja s-a ajuns la relații de coleg și prieten. În acest sens, și într-adevăr, s-a văzut că rezultatele sunt foarte marcante, nemijlocit chiar prin această teză, prin acest demers științific pe care dumneavoastră ați reușit să o duceți până la capăt. Mai mult ca atât, valoarea aplicativă a studiului dumneavoastră iese în evidență prin faptul că dumneavoastră sunteți atât practician cât și teoretician prin prisma faptului că ați fost implicat în nemijlocit atât în cadrul în calitate de diplomat la Ministerul de Externe și a făcut și integrarea europeană, cât și deja nemijlocit în noua dumneavoastră postură sau funcție în cadrul Consiliului de Securitate. Teza reprezintă, într-adevăr, o valoare incomensurabilă pentru noi, deja cei de la departament, asta e credor și poate, chiar și pentru mine e mijlocit dacă prin teza mea, axându-mă pe o problemă stringentă, care iată iarăși iese în evidență în 2022, anume problema definirii și contracărării actului de agresiune în dreptul internațional. Pentru dumneavoastră, deja prin abordarea sau prin studiul dumneavoastră, scoateți în evidență și această problemă prin prisma activităților atât Organizației Națiunilor Unite, cât și nemijlocită Consiliul de Securitate în ce privește constatarea, calificarea diverselor acte de agresiune și, desigur, că suprimarea acestora pentru restabilirea păcii și securității internaționale. Încă o dată, felicitări! Mult succes în continuare! Mersi! Mulțumim! Mulțumim mult! Poftim! Oferim cuvântul, dar să vă prezentați. Bună ziua! Mă scuze de Cena. Sunt colega Augustina în cadrul Ministerului de Externe și Educării Europene. Vă rog bine! Eu cunosc pe Augustina de mai mult de 6 ani. Am activat în aceeași direcție, i-am urmărit parcursul. Cât de vătăment Augustina a reprezentat țara noastră la misiunea de la ONU. Augustina, sunt mândră de tine, sunt și recunoștere pentru noua realizare. Să fie un parcurs continuu, de care să fie un parcurs continuu și mă bucur să regăsesc în acest format tot procesul. Și mă bucur să văd acest mulțumim mult! Poftim! Cine mai dorește? Bine, eu în calitate de președinte trebuie să rămân obiectivă. Sorry! Poftim! Doamna președinte, noi aici cu domnul decan ne-am slăbit și vrem să vorbim dacă pe dumneavoastră. Mulțumim mult! Chiar e o mare onoare! Mersi mult! Eu, în calitate de președinte, trebuie să rămân obiectivă, dar o să mă expun succint. Noi ne bucurăm că Augustina, așa curajoasă, într-adevăr, activ și cu o viteză enormă, a intrat în cercul acelor care le place dreptul internațional public. Și eu vă promit că o să vă fie interesant și tot mai mult și mai departe, încă mai interesant și vă asigur că o să trăiți o viață interesantă. Serios. Deci, noi idei, noi propuneri, noi crize se reflectă asupra unor
analize, unor cercetări, așa că mă bucur foarte mult. Vă recomand să publicați monografie, cum s-a menționat mai înainte, și noi cu mare drag o să recomandăm studenților noștri, doctoranților viitori, masteranților, deci și o să continuăm să mai tragem în lumea aceasta care poate ceva pe viitor să schimbă. Mersi mult spre bine. Mersi. Oferim cuvântul doamnei vice-rector Universității de Stat din Moldova, doctor habilitată în drept, profesor universitar, doamna Violeta Cojocaru. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați mine, de mare, dragă, conducător științific, dragă doctorantă și onorată asistență. Pentru Universitatea de Stat este un eveniment, vreau să vă zic astăzi, deoarece susținerile de teză se răspund în efort conjugat. Și acest mecanism care se numește Universitatea de Stat din Moldova dă naștere la oameni buni, oameni de calitate, oameni care ne duc faima în lume. Dar vreau să încep de la început cu Departamentul Drept Internațional, deoarece aici, la Departamentul Drept Internațional, au fost puse bazele unei școli a dreptului internațional. Eu sunt sigură de acest lucru și pe această cale le mulțumesc și colegilor noștri care vin de fiecare dată să participe la conferințele noastre, la susținerile de drept. Această școală de drept internațional, pot să zic, este școala domnului Smochescu. Vorbind de numărul de doctoranți care au fost și vor mai fi, domnul Smochescu mai aveți, mai sunt doctoranți care chiar unele au susținere de teză pentru Petre Andrei. Și aportul domnului Smochescu, mă interesează, este foarte, foarte mare. Mă bucur că am avut posibilitatea, pe parcurs, contribui la cei doctoranți tineri care erau cu ochii nerăbdători și dornici de a redescoperi dreptul internațional, de a descoperi anumite soluții. De fapt, noi cei care suntem un pic mai experimentați, de fiecare dată la aceste soluții, ne uităm un pic sceptic, un pic cu zâmbetul pe buze, deoarece experiența pe care o avem ne permite acest lucru, credem noi. Dar oricum, niciodată nu ne permitem să acest licăr a științei să-l stingem. Invers, încercăm să-i susținem, să le zicem că este foarte bine, cu toate că nu de știință. Nu, știința nu este în capul mesei la noi. Dar cât timp există persoane care se dedică, cât timp există persoane care sunt interesate de un anumit domeniu, speță de domeniul dreptului internațional, eu cred că avem totuși un viitor. A fost o întrebare aici și vreau să zic doctorandului să colaboreze normele dreptului internațional public, normele dreptului internațional privat și o să aveți răspuns. Ține de imunitate de jurisdicție, proces civil internațional și bunurile statelor și bunurile persoanelor. Așa că dacă vă interesează tema în parte. Dacă vă interesează așa tare, v-ați rezolvat problema. Problema trebuie rezolvată. Bine, la nume, poate dacă o să știți un pic mai mult și o să le colaborați, o să aveți un răspuns la întrebare. Augustina, am ascultat un interviu cu tine astăzi. Absolut întâmplător, înainte ca să vin aici, în lent, pe Facebook, mi-a apărut un interviu cu tine. Și vreau să felicit că nu ai lăsat și preocuparea cealaltă. Din interviu am aflat că scrii în engleză. Deci scrii cărți în engleză, proză și poezie. Poate și lucrarea aceasta ar trebui să fie tradusă în engleză. Dacă este atât de bună și dacă ții cont și de sfaturile care au fost date de către stimații membri ai Comisiei de Îndrumare, atunci de ce nu ar avea un nume a Universității pe un tratat? Da, pe o carte de drept, mai ales ca să fie a doua, cred că prima a fost cea cu domnul profesor cu organizațiile, da, și ar fi a doua care avea valoare. Nu o să mai vorbesc foarte mult, eu sincer te felicit și de numele departamentului și de numele universității și sper, chiar dacă pleci, dacă știu eu corect, dacă te reîntorci la New York, de fiecare dată o să vii cu drag aici ca să-ți împărtășești experiența, inclusiv celor care așteaptă să o susțină. Da? Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnă Cojocaru. Oferim cuvântul domnului decan a Facultății de Drept Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în drept profesor universitar, domnul Sergiu Brânză. Până își place scaunul domnului decan, vreau să remarc că are emoții pentru decan. Pur și simplu vă
poți să te sfârșit. Doamnelor și domnilor, deci suntem cu toții prezenți astăzi în această aulă, aula Facultății de Universitate din Stat, Victor Vărcinschi, unui licei, și ce-a fost scopul denumirii sălii, cunoscându-și și cunoscându-și dumneavoastră toți pe domnul profesor Victor Vărcinschi, toată viața sa s-a ocupat de cercetare, s-a ocupat de știință, a fost o persoană care a educat parcursul vieții sale, tânăra generație, tot fiind om conducător cu mulți doctorați susținuți, cred că peste 30 de ani vom fi tot în aceeași componență, în altă sală de conferință cu denumirea Nicolae Osmuchescu. Asta este viața, asta este realitatea. Deci, într-adevăr, vorbim cu doamna prorector, doamna profesor Codocaru. Deci, acum, să ții o teză, trebuie, într-adevăr, să ai un caracter, să fii entuziasm din toate punctele de vedere. Deoarece, vezi cum se întâmplă. Țin minte, înainte, dacă erai judecător, doctor în drept, aliechează susținută, era un supliment, pe când mă știu, la 500 de lei, da? Pe lună. La fel, dacă aveai teză de doctor, primeai deci licența de avocat. Acum toate acestea nu mai sunt. Deci teza de doctor este necesară, dacă spun așa la direct, conform cerințelor normelor, deci cadrul legal, numai persoanelor care activează ca cadru didactic în instituțiile de învățământ. Dar pentru toți ceilalți, teza de doctor, asta e un ceva normal, e ceva, un simbol, așa cum poezii se scrie, așa cum se ocupi cu proza, așa că pentru tine, pentru sufletul tău. Augustina, felicitări, îi da doar de cei ce ți-ai pus rând, fiind, cum a spus și domnul Cuncător, știți, domnul Smochescu, student, ai avut unele direcții, ai avut unele principii, asta este bine, asta este normal, așa se dezvoltă omul, de la ceva inferior, la ceva compus. Vedeți cât a fost spus în privința publicării monografiei, publicați-o în limba română, publicați-o în limba engleză, cum a spus doamna prorector, gândiți-vă la familie, gândiți-vă la 3-4 copilași și tot așa. Eu ce pot să vă doresc, să nu uitați de părinți, așa cum v-a accentuat și doamna profesor. Circul este plăcut când se întoarce acasă, se reîntoarce acasă, noi așa plecăm în clasă de serviciu, că 2 ani, 5 ani, dar casa este casa, este aici la unde am făcut primii pași. Așa și dumneavoastră, dacă vă duceți, nu uitați. Părinții, casa părintească, toate cele bune, succes și înainte. Mulțumim mult, domnule decan. Domnul decan, de toate funcții, probabil nu cunoaște că titlurile științifice se remunerează conform legislațiile publice în Moldova pentru cei care nu activează în învățământ la nivel de 50% din titlul cadrului didactic, adică la 700 de lei pentru doctor 350 în cazul în care prezintă anual raportul științific la direcția cadrului a instituției în care activează. Și din 1100 de lei pentru doctor habilitat, iarăși 50%, respectiv, puteți prezinte la doctor. Mulțumim mult! Și cu condiția că face bata scrierilor, articolul științifice, deci la port, planet și așa mai departe. Eu sunt serios. Mulțumim mult și noi astăzi n-am trăit o viață, o zi zadar, am cunoscut noi informații, mersi mult, domnul Malac. Deci trecem la următoarea etapă, stimată audiență, stimați membrii Comisiei de Doctorat. Noi, membrii Comisiei de Doctorat, trebuie să ne retragem pentru deliberare și să decidem. Stimată audiență, stimați membrii Comisiei de Doctorat, în urma deliberării, Comisia de Doctorat a hotărât. A atribuit 10 doctori de drept validitate tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional elaborate de doamna Augustina Șimăn, calificativul foarte bine. A
A acordat doamnei Augustinei Șeman titlul de doctor în drept la specialitatea 55208 drept internațional și european public. Și 3. Pentru atribuirea calificativului respectiv și acordarea gradului științific de doctor în drept doamnei Augustinei Șeman, Comisia de doctorat în prezență de 6 membri, din numărul total de 6 membri, a votat în următorul mod. Pro 6 voturi, contra 0 voturi. Prezentă rezoluție se înaintează spre validarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității de Educație și Cercetare. Pe această notă pozitivă, doamna Augustina Șeman, vă felicităm că deja în calitate de doctor în drept, la specialitatea drept internațional, drept internațional și european public, felicitări din partea membrilor comisiei, mersi mult pentru susținere membrilor comisiei și mersi mult pentru prezența tuturor publicului larg. Oferim cuvântul doamnei Augustine Șeman, doctor în drept. Eu nu pot să spun nimic decât mai mult decât faptul că au fost, cred că din toate scopurile care mi le-am pus eu în viață, drumul spre asta a fost unul dintre cele mai lungi. Eu îi mulțumesc extraordinar de mult pentru tot sprijinul acordat practic în perioada unei perioade de peste 10 ani domnului profesor Nicolae Osmochescu. Precum am repetat și precum am să spun de nenumărate ori, eu îi datoresc domnului Osmochescu și Departamentului de Drept Internațional tot ceea ce am devenit, ce sunt și ce o să devin. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și cu toate cunoștințele acumulate promit să fac doar bine, indiferent de parcursul meu profesional. Și mulțumesc, bineînțeles, și familiei pentru toată răbdarea care au avut-o, mami pentru ceaiurile aduse noapte târziu, surorii lui tată și, bineînțeles, tuturor celor care au venit astăzi să se îndrăgostească și ei de știință. Mulțumesc comisiei de doctorat, membrilor de îndrumare și tuturor celor care au fost astăzi prezenți, administrației, universității și facultății de drept. Și este un titlu pe care am să-l port o viață și cu o memorie extraordinar de călduroasă a faptului că nu a fost doar efortul meu, dar a fost efortul colectiv a tuturor și toți cei pe care am menționat au avut o valoare extraordinară în acest proces de devenire. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Stimată audiență, se încheie procedura de susținere publică a tezei de doctor doamnei Augustina Șeman.